Salutare! Noi suntem în Dodi. Astăzi discutăm în continuare despre cartea lui Murray Rothbard, Etica Libertății. Discutăm despre capitolele 16, cunoaștere, ce este adevărat și fals, 17, paga, mita și 18, boicotul. Astea, două, ultimele două sunt mai mici. Da, înainte de a intra în pâinea cărții, pâinea celui mai scurt episod, o să vă prindeți la sfârșit dacă ne-a ieșit sau nu. Când nu de alta, dar nu tai chestia asta la montaj. Jos în descrierea, jos sub videoclip, aveți un buton de like, share, subscribe. Vă invităm pe această ocazie să vă faceți partea participativă la emisiunea noastră. De asemenea, tot jos în descriere mai găsiți și alte locuri pe unde mai există în Dodi pe net și mai găsiți, dacă sunteți oameni de cultură fină și vreți să răsplătiți valoarea pe care ați primit-o aici, un link de cripto și de Patreon. În cele trei scurte capitole, Rothbard discută trei subiecte. Discută despre calomnie, discută despre mită în al doilea capitol, iar în al treilea capitol discută despre boicot. Să ne gândim la calomnie. Inclusiv în Constituția României se vorbește despre dreptul la imagine. Și în mod curent, de ce e admis acest drept? Oamenii cred că e drept în genere să incriminezi juridic, să pedepsești calomnia. Uite, chiar azi am făcut un sondaj pe Twitter, ce puțin înainte să vin încoace, cred că era dominant punctul de vedere că trebuie pedepsită calomnia, nu cu mult, dar parcă eu așa țin minte că era dominant. Rothbard respinge punctul ăsta de vedere mainstream. Pentru el n-ar fi calomnia, n-ar fi o nedreptate, n-ar fi o agresiune. Care e argumentul lui? Argumentul lui e cumva că ne induce în eroare termenul ăsta. De exemplu, când spun eu am dreptul la imagine, deci folosesc termenul ăsta a avea, îmi dă imaginea asta distorsionată, deci folosesc chestia asta, am dreptul la imagine ca și cum aș avea dreptul la o masă, să zicem. Deci ar fi același lucru. Așa cum am dreptul la o masă, la fel am și dreptul la imagine. Când cineva, așa cum cineva îmi poate distruge piciorul unei mese, la fel îmi poate și distruge imaginea. Prin urmare, a trei sancționată. Bine, asta pe paradigma că toate drepturile pe care le are un om sunt drepturi de proprietate. Da, da, că paradigma asta. Pentru că poți sări, poți incrimina pur și simplu. Ceea ce și întâmplă, cred. Ok, deci ce spune el e că e greșit. Dreptul la imagine e greșit sau incriminarea calomniei este greșită pentru că imaginea mea. În ce constă imaginea mea? Imaginea mea este despre convingerile celorlalți despre mine, despre ce cred ceilalți despre mine. Iar ce cred ceilalți despre mine le aparține lor, nu mi-aparține mie. Deci acele convingeri sunt în mințile lor, nu sunt proprietatea mea. Deci a admite dreptul la imagine și a da amenzi pentru calomnie sau alte sancțiuni juridice înseamnă a admite că eu sunt proprietar pe mințile altor. Ori asta încalcă, să zicem, principiul libertarian al autodeținerii, după care oamenii se dețin pe sine, își dețin și corpul și mintea. Deci ar fi un fel de argument prin reducere la absurd. Dacă accept o teză, rezultă consecințe absurd. Dacă accept dreptul la calomnie, rezultă consecința că eu sunt proprietar pe mințile altora și asta încalcă principiul autodeținerii. Ăsta e argumentul. Ăsta e argumentul din primul capitol. Și acum, la întrebare, dacă e, nu știu, Cu o descriere așa cuprinzătoare și succintă și bună, reușim să ținem episodul să fie scurt. Ce să mai discutăm? Uite, ai spune că e puțin lucru. Mie, de exemplu, inițial mi-a fost foarte greu să mă adaptez la paradigma asta, că ai, cum să spun, ai istoria, ești crescut cu ideea, domne, calomnie, e nașpa să minți, nu se face, e adevărul ca apărare, adică sunt și principii juridice de care ne ținem, știi? Și chiar problema e că dacă le accepți pe alea,
trebuie să accepti faptul că tranșii, de exemplu, au dreptul să îți impună să nu folosești anumite cuvinte despre ei. Pentru că le încalci dreptul la imagine. Pentru că unul le încalci dreptul la imagine. Ba chiar ai zis tu că ei uneori să și simt amenințați fizic. Da, da. De niște cuvinte. Da. Oh my God. Nu, dar ideea e că dacă tu concezi că în perspectiva asta că tu ai dreptul la imagine și asta presupune chiar dacă nu te duci până acolo, chiar să zicem că nu ți sare, deci chiar dacă nu te duci până la principiul autodeținerii și să zicem că nu ți sare din pură decență un mare steag roșu atunci când ai ajuns la concluzia că trebuie să deții bucăți din mințile altora, așa, deci chiar dacă nu ajungi acolo, ok, dar dacă iei chestia asta și o duci mai departe, atunci și ei au dreptul să dețină bucăți din mintea ta. Da? Și cum spuneam cu altă ocazie atunci când vorbeam strict despre dreptul la liberă exprimare, mă rog, nu impropriu spus dreptul la liberă exprimare, principiu, hai să zicem principiul liberei exprimări și al dialogului ideilor, da, în care ziceam că dacă tu vrei să impui prin lege ce are voie lumea să zică și ce nu are voie lumea să zică, prin extensie, trebuie să faci același lucru și pe și pe gândurile lor. Lucrul ăsta, totuși, cred, sper că le pare inacceptabil multora. Adică, uite, la credință de multe ori se zice că să nu râvnești, să nu gândești lucruri păcătoase, mă rog. Da, dar nemorală și care ține de contractul cu Dumnezeu, știi? Dacă încalci contractul cu Dumnezeu, te bate Dumnezeu. Da, e de văzut și asta, știi? Dacă chiar ai înțeles... ar lua Dumnezeu, știi? Da, dacă chiar ai luat... Adică știi că oamenii sunt failibili, știi? Nu cred că ar pune atât de mult la suflet. De ce ar fi plauzibil? Păi plauzibil ar fi, să ne gândim că Rothbard ia cazul cel mai greu, cel în care minți despre cineva. Uh-huh. Deci mai un om bun, nu știu, cinstit, de familie, nu știu, altruist, are toate calitățile. Săritor și vine un nenorocit, îl face albie de porci prin, și ai o de-asta de revoltă morală. Da. Da, da, vine cineva care minte, un nenorocit. Și ai o asta de respingere morală. Dar na, Rothbard întotdeauna face distinția asta între juridic și moral. Faptul că moral mă deranjează ceva nu înseamnă că acolo s-a și încălcat un drept și trebuie să aplic sancțiuni juridice, amendă, închisoare și altele. Alt argument ar fi unul consecvenționist. Dom'le, dacă eu permit discursul rasist, de exemplu, trecem la nazism. Dacă noi tolerăm. Pentru că și rasismul și acolo poți... aduce argumentul ăsta că un discurs rasist încalcă reputația, știi? Dacă el e depreciativ adresa unui grup etnic, poți spune că încalcă reputația și că trebuie interzis. Ceea ce și e interzis astăzi, cel puțin în vest și la noi. Deci astea ar fi argumente, cele două argumente, pulsia asta morală, adică nu-ți se pare ok că cineva vorbește de rău aiurea, mințind, și altul argumentul ăsta de utilitate, de societatea noastră devine una nazistă dacă noi tolerăm atacuri la adresa minorităților de gen, de nu știu ce. Știi. Mă gândesc la repulsia asta morală. Practic e un dezgust al oamenilor față de imaginea despre viitor. Deci dacă cineva spune lucruri neadevărate, înclinația este să zici: Păi în ce lume trăim? Nu mai putem să avem încredere unii între alții. E groaznic, viitorul nu mai arată bine. Dar asta discutăm aici, că nu poți să mandatezi, nu poți să hotărăști prin lege că pedepsești chestia asta ca să ai o societate cum simți tu că ar fi frumos. Nu, spune că poți să iei ideea asta și să o... Nu poți să legiferezi. Să o despăturești corect, așa cum că, de fapt, așa cum cred că nimeni nu este, nu trăiește cu ideea că putem să legiferăm, că trebuie să avem încredere unul în celălalt, da?
tot la fel nu putem să legiferăm nici by proxy, adică ceea ce a spus Alex Adineau, dacă tu vrei să legiferezi niște lucruri ca să avem încredere după aia unul în celălalt, pentru că în absența lor nu vom mai avea încredere, da? Tu de fapt asta încerci să legiferezi, numai că... Uite, o încercare de a apăra sau nu știu, de a... Da, de a apăra calomniatul, să zicem, eu văd două încercări. Una ar fi să recunoști IP-ul, de exemplu, asupra unor termeni, de exemplu, o firmă pe numele firmei, și așa calomniatorul nu are voie să folosească, deci recunoști drepturile de proprietate intelectuală și așa calomniatorul nu poate calomnia decât indirect, se prinde lumea. Vreau să-mi iau de mega, nu folosesc termenul. Chiar să folosesc niște descriptori prin care lumea să se cam prindă la cine mă refer. De exemplu, eu pot să vreau să dau un Coca-Cola și să simtă Pepsi, să scad vânzările Pepsi, știi? Lumea, de să nu-mi ating ținta. Deci asta ar fi o cale prin care s-ar putea apăra persoana calomniată. Deci drept de IP pe nume. Altă cale ar putea fi printr-un contract. Dacă eu fac un contract cu Alexandru să nu-l calomniez, dacă îl calomniez, încalc un contract. Strict libertarian, deci în paradigma respectării drepturilor de proprietate, că așa și analizăm problema. Asta se întâmplă aici? Da. Deci astea pot fi două căi de răspuns. Bine, fix la partea asta cu firma, îi putea să zici că cineva care ar folosi invers, da? Care ar folosi numele, cineva ar vinde sucuri, ceai de tei, dar și-ar pune semn de Coca-Cola. Și atunci, practic, ai putea zici că e o înșelare a... Nu, eu cred că Costel vrea să zică altceva, că nu poți să folosești numele de Coca-Cola. Dacă tu vrei să spui că... Să-l folosești vorbind, da. Dacă tu vrei să spui că noi care nu suntem sponsorizați de Coca-Cola, da. Dacă tu vrei să spui că o anumită băutură carbonată cu gust de cola este shit, da? Nu poți să folosești numele de Coca-Cola. Bine, iar replica mea era că îi calumniei fără nume. Asta am încercat și eu să fac. Și replicii era că poate nu-ți lovești ținta, poate lovești în Pepsi, deci tu vrei să lovești în cola. Știi? Da. Deși cred că poți delimita, adică poți... Pe de altă parte, nu cred că o asemenea, cum îi spune, practică ar avea succes, pentru că îți taie din reclama naturală de word of mouth. Calomniatorului sau căi? Nu, firmei. Deci dacă lumea nu are voie să vorbească despre produsul tău, păi... E oftici. Pentru tine orice publicitate. Exact, să duce și publicitatea aia gratis pe care o aveai. Adică s-ar putea să fie mai eficient să-l lase așa și cu calomnie. Da, deci supărarea mare aici ar fi cu minciunile. Nu, n-ai voie să zici, să folosești minciuni. Și aici mă gândesc că merită distinția asta între, ca să nu folosim termeni ori neclari, despre care vorbește și Rothbard, ori să nu facem afirmații din astea acoperitoare vag. Și ideea ar fi că atâta vreme cât lucrurile sunt idei, opinii, părere ale tale, mi se pare că asta nu poate să... lucrurile astea nu pot fi urmărite niciodată în niciun fel în paradigma libertariană. Deci eu am părerea că Alexandru e un hot. E părerea ta. It's just like your opinion, man. Dar un caz ar putea fi făcut pentru situațiile mici în care mărturia ta folosește ca dovadă, să zicem. Și atunci mi se pare că acolo nu poți să fii obligat. Deci tu nu poți să fii adus cu forța, că am mai vorbit în alte dăți, da? Deci la o judecată. Deci cineva spune minciuni în public, îl lași în pace. Intrăm imediat în produsul mincinos. Dar acum pe mărturii. Deci poți să-l
chemi la proces, nu poți să-l aduci cu forța. O să îl pui întrebări, nu poți să-l obligi să zică. Că și asta zice, discută Rothbard la un moment dat, despre sursele jurnaliștilor. Deci informația jurnalistului în capul lui. Nu poți să-l obligi să spună de unde are datele. El poate să le spună sau să nu le spună. Și aici el alunecă și în IP. Dar chiar situația actuală care e cu sursele? Sunt apărați ziariștii, nu? Mai degrabă. Depinde de la țară la țară. E chestia cu interesul național. Depinde de la țară la țară. Uite, de exemplu, mi se pare că pe Assange sau nu pe Assange? Nu pe Assange. Pe Assange sau pe Manning? Care dintre ei? Nu, parcă pe Assange. Assange e în pușcărie că n-a vrut să-și declare sursele de la cine a primit WikiLeaks. Da, efectiv. Și ce? Un fel de securitate națională, da. Probleme, spionaj, da. Figuri. Da, deci teoretic, chiar dacă în Statele Unite e chestia asta, trebuie să se recunoască calitatea de jurnalist. Că în felul ăsta îl țin acum pe Assange. Că n-ar fi fost jurnalist. Nu e jurnalist. Cuvinte, definiții. Mă rog, stai, și unde rămăsesem? Deci, dar nu poate să scoată informațiile din cap cu forța, dar odată ce ai fost de acord că aparte dintr-un proces o să spui lucruri, o să spui lucruri adevărate pe care le susții, le semnezi și le declari și le semnezi, atunci mă gândesc că aia e o minciună, în cazul în care îi spune o minciună, aia e o minciună care ar putea fi urmărită. Pentru că ar fi o formă de înșelătorie măcar a contractului între arbitru și ține tine. Ține de scenariul 2 contractual. Deci ai zis, tu a fost un caz particular, uite, la o judecată, ai contractul ăsta între agenție și ala care trebuie să declară. Deci ar fi scenariul al doilea de care vorbeam eu. Când ai reguli contractuale, da, dacă eu m-am angajat față de valii să nu-l calomniez și îl calomniez, da, încarc un contract și atunci ar trebui incriminat. Dar situația discutată de Rothbard nu are, cred că nici nu discută cazul ăsta al contractual, nu. Nu, are în vedere doar situația asta în care cineva calumniază pe altcineva și el zice că mai era și asta interesant cu politicienii, mi se pare că ai voie să-i calumniezi, nu? Cel puțin în SUA. În, nu numai politicienii, ci și, nu, aici e vorba de, cum îi spune, de right to privacy. Deci nu e vorba de calomnie efectiv, ci e de dreptul de a nu fi în public. De a nu fi, să nu se vorbească deci despre tine. Dacă tu ești persoană care nu e publică, în plus peste problema calomnierii, ai problema că tu l-ai expus public. Da, dreptul el la are un drept, viață privată. Are un drept la viață privată. Ăla nepublic, ăla nepublic. Persoana care nu e public. Da, politicianul poți să... Da. Politicianul, despre politician poți să vorbești fără să ai acest obstacol în plus, știi? Dar n-are legătură cu calomnia, efectiv. Și aici, repejor, au apărut GDPR, care e înțeles foarte prost în societate, mai ales pe la noi, în care, păi n-ai voie să folosești imagini cu mine, imaginea mea, fără acordul meu. Păi, dacă ți-ai... Deci așa cum politicianul este în viața publică și tu când ești în public, ca să folosim până un alt termenul ăsta de spații publice, când ești în public, îți asumi că ești în public. Adică după gustul nostru, dacă nu vrei să se vadă cine ești, așa cum vedetele nu vor să fie urmărite de paparații, poți să te deghizezi, să-ți pui mască, FFP, MP3... Nu, teoretic, după legile în vigoare, atât în România cât și în alte țări europene, nu. Tu trebuie să obții consimțământul valid exprimat al tuturor persoanelor pe care le filmezi, fotografiezi din greșeală în spațiu public. E o lege tâmpită, nu. Dar nu e înțeleasă prost. E dată prost. Așa, chiar așa e? Da, da, da. Oh my God. Da. Și, cum să spun, motivația din spatele legii, deci ai spune, păi da, dacă e o lege de asta,
dăm jos a doua zi toate camerele de supraveghere, știi, că na, și așa ai avea chef să le dai jos, dar uite motiv. E, s-au gândit și la asta. E vorba de orice organ abilitat al statului are voie să îți proceseze datele dacă sunt în scopul apărării, siguranței și da, ceva legal. Când la alți vezi, doamne, le folosesc comercial. Sau pentru uz personal, nu contează. Chiar și comercial sau uz personal, nu contează. Ideea e că clase de persoane. Excepția okay. În sine e acordată doar pentru menținerea ordinii și liniștii publice. Adică la poliție, la armată, la guvern, la SRI, la... Mai arată-mi o dată ce vrei să-mi explici, da. Exact. Mă rog, stai să ne întoarcem la... Să nu fugim de minciuna asta. Mă gândesc că ai și un... o situație, ca să instanțiem, să dăm exemple, ai o situație în care n-ai contract descris, explicit, dar ai inerție cutumiară. Nu te duci la pâine, întinzi banii, scrie brutărie și ceri o pâine. Omul ăla nu poate să-ți dea altceva pentru că n-aveai contract. E de la sine înțeles. La fel cum ai putea să ataci, ai putea să ataci un produs care declară, nu doar promite, declară că face X și nu face. Și atunci, na, îl urmărești, da, acolo e punctual, că să-ți dea banii înapoi, că ți-a făcut stricăciuni, Doamne ferește, dar fix pentru minciună. Adică și argumentul lui Rothbard este că într-o lume liberă în care s-ar aplica genul ăsta de reguli în care respecti proprietatea individului și corpul, mințile, gândurile și corzile lui vocale, oamenii ar fi mult mai circumspecți la afirmații. N-ar mai, vai, a spus despre mine și nimeni n-a mai cumpărat de la mine. Păi, dar lumea nu i-ar crede toate minciunile, pentru că ar trăi într-o lume în care s-ar aștepta ca unii din interese de ale lor să spună eventual lucruri neadevărate. Pentru că e permis falsul, acum dacă e interzisă calomnia și se interzise lucrurile astea, te aștept să fie mai cernute lucrurile. Pe piață să găsești mai multe adevăruri. Dar așa, dacă știi că orice e permis, devii mai sceptic, mai atent la ce se vorbește, nu? Acum știi că ai statul român, ai fact-checkerii Facebook, deci peste tot ești super protejat. Poți să crezi fără... Deci doar deschizi o pagină, poți să crezi tot ce e acolo, că nu e... Da, exact. Adevărul a fost decantat. Să știe că, în mod istoric, eu m-am opus de multe ori idei de minciună. Vai, minciuna, cum se poate așa ceva? E o formă de înșelătorie. Și... în simțul meu, în continuare, mă deranjează, dar iată că simțul ăla este o chestie doar morală. De exemplu, să zicem că eram la Bookfest și lângă un stand de interes legitim, exista un stand cu cărți comuniste pentru copii. Am deschis una din cărțile alea și am citit. Ce este socialismul sau comunismul? Comunismul. Comunismul era, nu? Ce este comunismul? Și zicea, repetăm, era pentru copii, de popularizare pentru copii. Ce zicea? Păi este eliminarea tuturor relelor pe care le vedem astăzi în societate. Asta era fraza foarte aproape de ce zice. Tuturor relelor care vin de la capitol. Nu. Era eliminat, deci... Comunist. Ce era? Era cam așa. Ce e comunismul? Comunismul este acea lume în care am scăpat de capitalism, adică în care am scăpat de toate relele din societate. Da, deci un lucru prost, greșit, rău intenționat, apropo de rea intenție, pe toate palierele pământului. Și acum ce se defaci la oamenii ăștia? Dacă aia e părerea lor, rar îmi vine să dau foc unei cărți. Mi s-a mai întâmplat o dată când am trecut pe lângă cartea Gretei, dar rar îmi vine să dau foc unei cărți, dar acolo a fost pericol de incendiu. Dar ce ar fi fraudă acolo? Care ar fi frauda?
El îți oferă un serviciu. Păi nu, nu e fraudă. E doar minciună sfruntată. Da, nu e fraudă. Nu, zice că nici minciuna nu e. Minciuna e despre o distorsionare folosită intenționată a orionului. Eu cred că oamenii cred sincer, știi că... Da, dar ei folosesc greșit o definiție. Și nu că trebuie să o folosească definiția noastră, dar și după Dex. Adică vrei, nu vrei, la un moment dat ajungi să te raportezi la niște definiții. Dar Dex-ul să fie mai apropiat de ei. Da. Așa e. Da, adică ai o problemă că nu suntem la cod. Cod mașină, cod software. Acolo trebuie să ai niște definiții. Dacă zici X, atunci X trebuie să fie clar, are niște parametri. Pe când limbajul între oameni e circular de multe ori. Am mai gândit că ar fi haios ca în legi, și oricum legile de multe ori încep cu definiții ale termenilor. Dar nu mereu, deci nu e o practică obligatorie la legi să-ți dea definițiile. Și atunci definițiile depind de alte cuvinte în care poți să cauți nod în papură mereu. Dar ce înseamnă nedrept? Dar ce înseamnă... Uite așa, te învârți. Ideea ar fi că măcar la o mașină, când o pui să o ruleze un program, chit că tu îi le dai circular, la un moment dat zice, mă, ceva does not compute. Ceva nu se potrivește aici. Pe când în limbaj oamenii primesc lucruri neclare, pentru că pentru unii sunt clare. Lor li se pare că e evident. Păi am zis capitalism, păi clar, exploatarea omului de către om, de exemplu. Pentru ei o definiție clară. Uite, ai adus vorba de legi și cred că ar merita să subliniem că în capitolul ăsta, așa pierdută printre alte chestii, este remarca lui Rothbard, conform căreia dacă o acțiune este obiectiv non-invazivă, atunci nu poate să fie împotriva legii. Oricare ar fi legea. Dacă o acțiune nu presupune invazia oricărui fel de proprietate. Fizică. Uite, de exemplu, asta e o invazie a felului de proprietate, dar nu suntem în acel realm, da? Dar dacă eu vorbesc aici lângă Alexandru, nu e invazia dreptului de proprietate. Nu mă interesează că spui că n-ai voie că ai voie să nu le auzi, nu. O să susțin că aș avea voie, dar aici am intrat în asta în care am renunțat la chestia. Te supui drepturilor locului. Yes. Da. Dacă nu-ți convine, there's the door. Exact. Deci e interesant aici în discuțiile astea despre boicot, despre calomnie, ar fi că Rothbard începe să vorbească și de proprietatea asupra minților. Noi de obicei când vorbim de agresiune, nu știu, ne gândim la furt, la viol, la chestii tangibile, la chestii fizice. Ori aici partea relevantă sunt preferințele și convingerea lor, adică niște entități mentale. Bine, pot spune că definiția agresiunii se face prin apel la voință, care și voința o entitate mentală, chiar dacă se manifestă prin acțiuni. Dar aici parcă, nu știu, pune mai mare accentul pe preferințe. De ce calomnia nu e o agresiune? Pentru că nu folosesc proprietatea altuia fără consință, îmi folosesc proprietatea mea. Acele convingeri și judecăți de rău sunt ale mele. Deci le pot folosi. Cineva o să zică, păi cum, deci ai... Și am mai vorbit de trei ori, da, o repet. Cum, deci ai voie să zici orice, să arunci cu fluturaș și discuția aici, fiind una de proprietate, depinde dacă faci chestia asta pe proprietatea ta sau pe proprietatea cuiva care permite lucrul ăsta și nu faci o agresiune, dacă nu strici, murdărești, etc. Agresiune. Nu, dar gândurile tale, deci fără să reflectezi prea mult, gândurile tale sunt la tine în bătătură. Sunt în mintea ta. Deci mintea ta este a ta. Și asta mi se pare interesant. Deci trecerea asta de la reputația mea, imaginea mea, care sugerează cumva că e proprietatea ta, la... Da, trecerea asta e eronată. O zice Rothbard, nu e corect. Imaginea ta înseamnă ce cred ceilalți despre tine. Adică gândurile celorlalți. Ori gândurile celorlalți aparțin minților celorlalți, nu stale tale. Asta e greșeală. Dar uite că e foarte... cum limbajul încurajează anumite erori de interpretare. Zici, păi, dacă e reputația mea și ăla s-a luat de reputația mea, sunt bani, că mi-a stricat reputația. Mi-a stricat ca și cum mi-ar fi stricat o ială, știi? Sau... Ai mai zis tu și altă dată.
ar putea să îți îmbunătățească reputația, să înceapă să te urmărească oamenii, pentru că ai o reputație bună. Tu să vrei să fii lăsat în pace. Nu știu, deci asta funcționează la fel. O poți să te și corectezi, știi? Deci ăla tot vorbind de rău îți face un bine, știi, că te corectezi. Da, da. Uite, mai... Chiar mai... dacă minte, tu devii atât de crispat și de asta și atent, încât te îmbunătățești, știi? După aia îi mulțumești. Deci minciunile lui au avut un efect. Ce mai zice? Mai zice o chestie adiacentă despre ascultarea comunicațiilor. Dacă poți să asculți telefoanele, dacă poți să... Bine, aici e în coroborare cu dreptul la viață privată. Deci el exact. Întâi desfințează ideea de drept la viață privată, că nu există așa ceva. După aia se preocupă și zice, domne, uite că invazia, cum să spun, deci atunci când te ascultă SRI-ul, da? Sau când, no, da, sau bine, chinezii. Din nou, asta era vorba de, nu, chinezii, culmea, nu, pentru că e o limitare, o ai să înțelegi imediat, e vorba de o limitare din felul în care pune el problema, e o limitare tehnologică a felului în care pune el problema. El spune așa că oamenii au făcut apel la dreptul ăsta de viață privată tocmai ca să condamne niște abuzuri făcute de guvern. Dar poate că nu au recunoscut principiul în virtutea cărora sunt justificați să se apere. Deci au avut o intuiție morală că astea sunt niște abuzuri, dar nu au identificat corect de ce și în ce fel sunt niște abuzuri. Și aici el se referă în special la afacerea cu Pentagon Papers și la afacerea Watergate, care jurnaliști au fost ascultați ilegal, bine, aici iar e cu duși întorși, știi, ilegal, ce înseamnă când e legal și când e ilegal, adică are voie un judecător să decidă, da, îl ascultăm pe ăsta, nu îl ascultăm pe ălalt. Din perspectiva lui Rothbard, a zice că nu. A zice că bun, hai să o luăm altfel. El spune așa că ascultarea în sine e o încălcare a dreptului de proprietate. E o încălcare a dreptului de proprietate atunci când ăia intră la tine în casă și îți pun un microfon. Nu că te ascultă efectiv, ci când îți intră în casă să îți pună un microfon. De asta... Da, Rothbard zice că dacă i-a ascultat telefonul, că ăla era nivelul tehnologic atunci, a zis că îți încalcă proprietatea. Și eu aș zice, păi stai, tu folosești un furnizor. Deci ori stai, scurt, ori furnizorul știe că se ascultă telefonul și se încalcă contractul între tine și furnizor, ori furnizorul nu știe și încalcă proprietatea furnizorului, în care e, măcar dacă vrei să o ducem acolo, măcar că sunt atinse firele sau whatever. Ca să înțelegem cât de mult a evoluat lumea înspre fascism sau fascism sau comunism, cum vrei să-i spui. De ce spun asta? Va fi imediat clar. În lumea din spatele cortinei de fier, da? În lumea socialistă, se ascultau telefoanele direct din centrală. Da? Adică centrala era statului, acolo se mai făcea o extensie și când suna la tine, suna și la ei. Și viceversa, când ridicai tu telefonul, suna și la ei. Și se pornea aparatul de ascultat. Era direct din centrală, nu trebuiau să-ți calce nici măcar teoretic proprietatea. Acest lucru nu s-a întâmplat în perioada războiului rece în Statele Unite, pentru că în Statele Unite, dacă îndrăznea guvernul să se ducă, pentru că operațiunile de ascultare ilegitimă, fără mandat, trebuiau să fie făcute în casa individului cu microfonul, pentru că dacă se ducea la Bell Telephones și spunea fă-mi o linie branșare, ieșea scandalul pe prima pagină direct.
Și acum fast forward la, în zilele noastre. Se duce statul american, statul european, supra-statul european sau orice stat european, se duce direct la providerul de telefonie mobilă și spune, fă și mie o breșă acolo să pot să ascult și eu pe gigel ăsta. Cred că îi trebuie mandat. Da, îi trebuie mandat. Da, poți să te legi de cu totul altceva, că toate comunicățile de internet trec prin serverele STS. Mă rog. Na, nu vorbeam de asta. De-aia e așa că îi trebuie mandat, numai că mandatul astăzi este pe un proces special. Atât în Statele Unite, cât și în România, în țările europene. Da, pe sistemul securității naționale. Adică se obține, dacă îl cere SRI-ul, judecătorul dă. Basically, a fost și un scandal, un mini scandal acum vreo 2-3 ani, apropo de faptul că oameni din anturajul campaniei lui Trump au fost ascultați pe vremea când acesta era încă în campanie, în baza unor mandate de National Security, e o curte specială acolo. Și ideea e că s-a demonstrat că acea curte de fapt semna aproape 98% din mandate fără niciun fel de analiză inclusiv pe aia. Deci practic era o procedură prin care se trecea cum trece apa printr-o foaie de hârtie. Și ca să fac ultimul lucru, ca să leg, că poate nu-i vă e clar, astăzi, în lumea civilizată de astăzi, am ajuns să fim ascultați cu aceeași ușurință cu care eram ascultați și cu aceeași lipsă de transparență cu care eram ascultați în lumea de ieri în spatele cortinei de fier. Progres, tată. Motiv libertate. Motiv pentru care nu facem lucruri secrete, le punem pe YouTube. Dar care era diferența de Bell aia? Că nu prea te lăsau, nu mai în trecut. Da. Compania americană nu prea... Păi nu executa Eliza cerea, da? Nu executa chestia asta, nu, era dita mai scandalul. Păi și acum de ce execut? De asta, păi acum? Pentru că 9-11, Patriot Act și așa mai departe. Au schimbat legile. S-au dat legi care pot să forțeze companiile să coopereze cu autoritățile. În interesul securității naționale. Uite, cumva legat de chestia asta și legat de viața privată, mă gândeam că sunt o grămadă de lucruri pe care le lași în public. Să scurg informații din tine, așa, în public. Ieși în public să vede cum ești îmbrăcat, cum mergi, cine ești, unde te-ai dus... aveam dilema asta dacă cineva se uită la tine în curte sau în casă tragi draperiile, dacă se uită la tine în curte, m-am gândit, e clar, pui gardul înalt, nu poate să se uite. M-am gândit, dacă ai un vecin care stă așa, se uită peste gard la tine, e o agresiune? Nu e o agresiune. Dacă se uită o pisică, e drăguță o pisică. Dacă se uită vecinul, nu o să fie așa drăguț, dar e ciudat, dar nu e o agresiune. Și asta o extins după aia la trece cu drona pe deasupra proprietății, se uită din satelit la tine, vai, ne urmăresc. Ei și-au pus satelit, puneți și tu sateliții tăi, urmărești și tu pe ei. Sau puneți o umbrelă. Sau exact, sau puneți o umbrelă, puneți tot felul de pânze, cum se numesc astea, depozite, acoperișuri. Și după aia o să întrebe, dar ce ai acolo? De ce le-ai acoperit așa? Atunci e treaba mea ce am acolo. Și aici voiam să aduc vorba, că uite așa le leg, voiam să aduc vorba de ce mai invocă lumea. Păi da, și să leagă un pic cu ce vorbeam mai acum câteva capitole despre tortura agresorilor care se dovediți agresori. Și zice lumea, dreptul la cunoaștere, nu ca să-i obligi pe unii să dea informații la proces. Oamenii simt așa că au dreptul la cunoaștere și intuiția ar fi că, da, dacă ai o situație
care simți că e cu risc, că e cu amenințare, dar trebuie să poți să ceri lucrurile astea sau, nu știu, pe vânzători să-i obligi să-ți spună nu mânca alea de detergent. Mi se pare că nu poți să ai un drept la cunoaștere decât ca extensie după ce ai dovezi de agresiune. Deci unde s-a întâmplat o agresiune, acolo ok, poate poți să ceri de la acest deja dovedit agresor, poți să zicem că poți să-i ceri extradate ca parte din mecanismul de apărare. Dar și atunci nu... E mai îndreptățit atunci. Atunci cum, e pariul antreprenorial rămâne. Ca și cum ai pune, ai face ascultarea telefonului unui terorist, știi? Da. Atunci zici că ești îndreptățit dacă ai... Dar trebuie să fie dovedit? Să ai indicii sau... Da. Ba, și cam spre dovedit, că și scenariul la care îl discutam noi atunci, îți era cam clar. Nu este spre dovedit, este spre... E partea procesului de apărare. Problema dacă îl dovedești sau nu, este dacă te... Adică, dacă îl dovedești, atunci ai scăpat de invazia proprietății. Dacă nu îl dovedești, atunci n-ai scăpat de invazia proprietății. Asta e ideea. De asta e importantă dovada. Dar tu, când îl asculți, ăla nu e dovedit nimic. E doar suspectat. Bine, da. Ziceam că problema lui Rothbard e că el încearcă să o apere cu drepturile de proprietate, dar uite cât de perimată a ajuns poziția lui din punct de vedere tehnologic. Dacă în trecut trebuiau să intre în casă, ți intre în casă să pun un microfon, astăzi te pot asculta cu un microfon direcțional ultrasensibil de pe stradă, din fața proprietății tale, fără să-ți calce proprietatea cu nimic. Caz în care argumentul lui devine invalid. Dacă nu ți invadează proprietatea, nu ți invadează proprietatea. E, cum a spus Alexandru, este de datoria ta să-ți ții protonii și undele și tot ce lucrurile la tine în proprietate. Să le ții cât mai private. Da. Dacă vrei să rămână private. Altfel e într-un fel inversul unei discuții mai vechi pe care o aveam, în care aveai o imagine nepotrivită pe proprietate și dacă se vadă în public sau nu. Mi se pare că e inversul. Acum cineva să uită înăuntru. Da, dar se aplică același principiu. Ia. Bine, un fel de apărare mi-a trecut un pic prin cap, nu vreau să deschidem cutia discuției, dar un fel de apărare mi-a trecut prin cap că noi când vorbim de drepturi, ele sunt niște lucruri abstracte. Și după aia imaginile nepotrivite, să zicem, pe o casă, ar fi, practic, sunt tot niște simboluri, sunt niște lucruri abstracte, ele nu te agresează în niciun fel fizic, doar imagini. Și ai putea să faci un argument, dar nu că ar fi o agresiune, că whatever, nu e potrivit, pentru că e un lucru, e un simbol abstract care provoacă ceva, dacă chiar provoacă. Deci multe dacă. Dar poți să spui, domne, dacă se vede de la mine de pe proprietate, da, asta m-am gândit și eu. Adică poți să faci ce vrei pe proprietate, adică dar țin-o la tine. E ca și cu, e același lucru și cu fumul și cu alte particule. Alte particule sau unde. Nu, dar distinția aici aș fi fost că noi ziceam, domne, ce e o agresiune? Păi când sunt lucruri care se întâmplă, sunt modificări ale, vin particule sau sunt modificări ale particulelor pe care le am pe proprietatea mea? Să nu vină unde radar, niciun fel. Nu că poate să uite cu satelitul, apropo de adineori, poate să uite cu satelitul, dar poate să nu trimită LiDAR, radar, nu poți să-ți dea cu unde pe proprietate. Zici, țineți-vă undele la voi acasă. Da. Ia. Aici ar mai fi de discutat partea asta, că el zice că, uite, o parte bună e că aperii săracii. Da. Săracii n-au bani de proces. De proces, așa. De făimare. Un bogat, da. Un bogat te ține prin tribunal, are baterii, îl țin. În timp ce un sărac, nu știu, te... Două companie în judecată, s-a ales, s-a terminat. Deci ăsta ar fi un alt avantaj. Deci că scap niște oameni de proces, niște oameni amărăți.
Da, înainte de a trece și discuta, că eu presimt că o să avem o discuție mai lungă pe porțiunea asta de drepturi de proprietate intelectuală pe care o lasă el aici în capitol, aș zice, hai să ne ocupăm de celelalte două capitole care sunt oarecum înrudite și le lăsăm pe alea la final, da? Mita, șpagă! Boala românului! Mi se pare că oamenii se gândesc că se întâmplă ceva rău când vorbim de șpagă, de mită. Ceva se întâmplă în ansoală acolo. Și am încercat să fac eu pentru mine o definiție ce se întâmplă când se face o plată. Da? În caz, ce e o șpagă? Păi se face o plată și ce se întâmplă acolo? Se cumpără un serviciu și, cum am mai vorbit altă dată, contează să nu cumperi agresiuni. Că de aia, sigur, o să zici repede, șpaga defensivă. Mi se pare că trebuie să nu cumpere agresiuni și Rothbard zice că nu poți să urmărești, mă rog, el zice că nu poți să urmărești niciodată pe cel care oferă șpaga, ci pe celălalt care o primește și își modifică comportamentul, practic înșelând angajatorul, clienții, pe cineva, și își modifică comportamentul și practic face o agresiune înșală. Da, da, atenție, agresiunea este făcută nu față de noi ce avem cu corupții da. Fac agresiune față de societate, îi agresează pe ea săraci, vai de mine, le cer bani, le nu știu ce. Nu! Nu e asta. Agresiunea pe care o comite ăla care ia mita este împotriva angajatorului. Nu împotriva altor clienți potențiali sau altor... Nu, e împotriva angajatorului. Asta e, cum să spun, concluzia inedită care apare din analiza asta a mitei privind doar drepturile de proprietate. Și de ce e împotriva angajatorului? Pentru că angajatul respectiv are un job, da? Și jobul ăsta presupune să facă ceva. E privat, fie la stat. Da. Ok. Și tu îi dai bani ca să facă altceva. Decât ce s-a angajat el să facă. Pe cine prejudicează? Păi pe ăla față de care s-a angajat să facă ceva. În exemplu tău de adineauri, sunt mulți funcționari birocrați care sunt angajați de popor prin intermediul instituțiilor. Dacă îi întrebi cine îți plătește salariul, o să zică, păi, șeful. Nu-i Dumnezeu să zică niciodată că poporul îi plătește salariul. Păi, da, pentru nu, că banii au fost luați deja. Nu, banii au fost furați deja, tâlhăriți deja. Am greșit. Da? Tocmai asta e ideea. Dacă eu îți fur niște bani ție și după aia îi dau lui Costel să spele mașina, da? Nu înseamnă că l-ai angajat pe Costel să spele mașina. Bine, Rothbard discută aici corupție privat. Corupția a avut în vedere, șpaga a avut în vedere una privat. Ce exemple? Dă un exemplu cu achizițiile. Unul de la achiziții, de cum spunea și Vali, are niște norme de la patroni, de exemplu. Da. Poate avea o normă, nu știu, caută, știu, un hotel mediu, să zicem, și el se duce la cel mai scump, pentru că ei au dat niște bani. Așa e bine și pentru el și pentru hotelul. Deci ăsta poate fi un caz de corupție privată. Al caz e ăla cu radio. Nu ascultă nimeni, nu știu, INA, să zicem. Și tu faci chestia asta, nu? Primești prin agenții, prin nu știu ce și... Da, INA mult. Deși norma patronii era, să zicem, să mergi pe preferințele publicului. Nu știu, publicul asculta Adel, să zicem. Tu asta trebuie să pui, dar tu a acționat nedrept. De ce? Pentru că ai primit o pagă și nu știu. Pagă privată avută în vedere. Întrebarea mea e în ce măsură nu e vinovat și ispititorul. Plătitorul. Da, și eu mă întreb, da. Pentru că mă gândesc că e mai degrabă ca la un jaf în care împart banii. Adică? Care împart banii. Păi și tu primești. Primești. Tu folosești proprietatea cuiva fără consimțământ, să zice. Când îți spune melodia acolo la radio, asta se întâmplă. Ai putea să zici că eu, stai să susțin exact punctul, că... ai putea să zici că eu, ca o conspirație, cum am mai vorbit noi despre spargerea unei bănci,
Deci dacă părțile conspiră să facă ceva, sunt vinovate, ok, în proporții, dar sunt vinovate împreună. Să zicem că în proporții și nu neapărat egal. Cu toate că, mă rog. Nu, că ideea e că tu folosești proprietatea lui, fie că vorbim de stație cât să pune o anumită muzică, fie că vorbim de banii plătiți pentru achiziția la hotel, deci tu nu ești... Tehnic nu, poți să zici. Nu e vârsta inocenței. Cred că se oprește, nu e doar frauda. Cred că se oprește argumentul tău de ce pică. Pică pentru că este delegat, atât în primul caz cât și în al doilea caz, este delegat ăla de la achiziții și ăla de la radio să-și ofere consimțământul pentru tine. Ei au consimțământul, tu ai consimțământul lor. Cred că n-am deci tu ai un contract semnat cu firma respectivă să le vinzi marfa ta sau ai un contract cu show-ul de radio să-ți pună cântecul. Sau, sunt alții termenii care nu sunt îndepliniți. Da, eu zic că asta e falsificarea. Da, da. Nu, ideea era că sunt lucrurile ascunse. Patronului e să nu se facă chestia. Da, problema sunt lucrurile ascunse. Am înțeles, dar falsificarea nu e obiectul contractului tău cu patronul. Tu ai un contract pe niște bani să ți se dea niște spații de emisie sau să livrezi niște... Acel contract nu reprezintă. Acel contract nu reprezintă voința proprietarului. Da, nu e prins. Acel contract e măzluit, e falsificat de cel care primește șpaga. Păi e nu. Deci voința patronului e să nu se audă ina. Asta e voința patronului. Să se audă ce e la modă. Da. Tu ești angajat să X, oricând, cineva un contract, te ascunzi, așa. Te plătește să faci tu folosești Y. Proprietatea al cuiva, stația lor. Da. Nu. Că e omul în sine care o folosește. Altcineva o folosește. Tu zici că DJ-ul e de vină? E doar el e de vină. E cel care folosește proprietatea, nu tu. Eu o văd ca și cum ai primit bani de la Sparto Bancă, Alexandru, și mi-a dat și mie. Mhm. Și eu chiar dacă n-am inițiat efectiv agresiunea, eu sunt agresor pentru că folosesc proprietatea al cuiva, banii băncii, fără consimțământ. Mm-hmm. De-aia zic că sunt agresor. Mă rog, e de referent. Da, e de discutat. Dar înclin să... Gândește-te la poziția ta la Spartul Bănci, chiar asta era. Dacă primește bani, devine și el agresor. Aici nu primește, eu mă gândeam la ceva similar. Poate nu primește anume direct bani, dar i s-a făcut reclamă, orice, avantaje, orice. Da. Deci dacă a folosit ceva fără consimțământ, ăsta e argument. Bine, aici poți să-l asemeni și cu contractul de hitman, de mai vorbeam noi. Deci ai un contract de asasinat și te gândești ăla, asasinul, poate să semneze, zicem, tentativ până una alta, o jucăm doar. Deci asasinul zice, da, o să fac acest asasinat și după aia nu-l face. Tu poți să-l urmărești că ai un contract cu el, problema mai departe este că dacă tu recunoști că ai un asemenea contract despre un lucru agresiv, e ca și cum ai mie mi se pare, că mai vorbeam noi de curând, mi se pare că un om care angajează o chestie agresivă mai are și un contract, mai și dovedește că amenințarea era iminentă. Chit că tu scrii în contract că e peste 5 ani asasinatul, nu contează, pentru că e ca și cum ai scoate pistolul. În cazul ăsta nu scoți pistolul, ci faci by proxy, angajezi pe cineva să facă o chestie. Aici ne gândim și în ce măsură putem revizui definiția aia rodbartiană a amenințării iminente, știi? Pentru că o chestie peste 5 ani e clar că nu e palpabilă directă și imediat. Pe de altă parte, e cam sigură, știi? Deci... Ai putea să zici că e palpabilă, e palpabilă și e directă, dar nu e imediată. Da, nu e imediată. Nici palpabilă. Cred că la palpabilă și el avea în vedere tot cam clear în prezent. Palpabil e contractul. Dacă ai un contract de asasinat, ăla e palpabil. Bine, da. Pot să o desfințez că e un contract cu obiect ilicit, că e vorba de o crimă. Și al desfințe.
dacă vrei să te întinzi, să permiți libertatea, să zici că uite, avem o incertitudine, e ceva iminent, este peste 5 ani. Uite, un pic asemănător cu libertatea de exprimare de mai devreme și cu boicotul care urmează imediat, mi se pare că aici lumea zice că cel care plătește corupe. Da? Există ideea asta. Ăștia care, de obicei, stânga, asta face. Vrea să urmărească pe ăștia care vin să plătească, să propună mica modificare a serviciilor. Nu, dar discursul apare și la populiști, la ce numim dreapta populistă acum. Da. Adică imaginea pe care ți-o lasă e că politicienii ar fi niște inocenți, aproape, în timp ce corporațiile sunt cărăpărețe și ăștia sunt niște marionete, știi? E eterna discuție, care e mai... Și mi se pare că... Ce mai tare? Ce a fost mai întâi? Ce procesează Rothbard? Zice că punctul lui de vedere, în afară de ce am vorbit noi adineori, punctul lui de vedere este că cel care execută modificarea serviciului, da? Cel corupt, nu corupătorul, cel corupt, plătit, ar fi singurul responsabil pentru că are liber arbitru și a ales să facă chestia asta. Mă gândeam că pe ideea asta ai putea să urmărești un om care caută să corupă pe cineva doar în cazul particular când corupe persoane care n-au discernământ. Adică tu știi că n-are liber arbitru, să o formulăm așa, sau nu-l are pe tot, și atunci abuzează de chestia asta. Oricum, punctul lui de vedere mult mai lucid decât ce am numit punctul de vedere al stângii, unde ispita era mai rea decât ăla care efectiv în media... Ca să nu zicem de, bine, de neclaritatea termenului, că corupție la unii înseamnă că nu s-a executat nu știu ce chestie birocratică, la alții că s-a dat radio. Eu zice că seamănă. Ar fi o abatere de la norme, corupție. Da. Deci când vorbim de abuz în serviciu, da, dar problema sunt normele. Simbolul corupției. Problema sunt normele. Unii au normele aici, unii au normele dincoace. Nu, odată ai norme private, da, într-o firmă, într-o nu știu ce, să iei de la hotelul cel mai ieftin. Asta e norma, știi? Dacă cineva se abate de la normă, da, asta e corupt, știi? În alte interese. Avem și la abuzul din serviciu sau când cumperi tot așa, peste costă, nu știu, un bec, nu știu cât, știi? Tot asta e o abatere de la reguli. Deci a zice că nu... diferența între stat și privat n-ar fi, da, corect, relevantă, știi? Bine, dar ziceai mai devreme de faptul că stânga populistă, scuze, că stânga idealistă dă vina pe proprietate, pe cum îi spune, pe privați, da, pe corporațiile care corup birocrații sau corup statul sau așa. Ce a zice eu că mi se pare interesant este că mai nou și dreapta populistă tinde să aibă aceeași abordare. Păi asta ziceam dacă și e populară poziția, asta ziceam ei fiind populiști. Uite cum e, cum Dumnezeu nu doarme. Deci mesajul ăsta anticorporații l-avea stânga acum prin 2004 sau și mai jos. Occupy Wall Street. Ei au lansat, e mai de mulți. Au lansat mesajul ăsta. Ce s-a întâmplat acum? Stânga devenind mai pro-corporații. Corporațiile sunt stângiste. Stânga nu atacă atât de mult corporațiile, știi? Dreapta populistă s-a urcat pe acest mesaj, știi? Deci el a fost validat. Dacă tu înveți la științe sociale cât de rele sunt corporațiile și nu știu ce, apoi vin oamenii lui Simion exact pe mesajul ăsta. Deci lumea a fost convinsă de asta. Acum leftiștii amăriții care sunt globaliști, să zicem, sunt pro-corporații, na, ideea e că tu ai creat imaginea asta. Știi? Bine, ei acum împing lucrurile, știi, mai departe, zic, păi nu, că și corporațiile sunt rele, dar uite cât progres ne-au adus. Sunt semn de civilizație europeană, vrei iară la alimentara? Noi râdem de faptul că, păi, stai puțin, că alimentara e ce mi oferă UE în continuare, da? Alimentație științifică rațională. S-a temperat discursul ăsta. Uite, intră pe Twitter, pe Facebook, mai vezi tu discursul ăla violent, anticorporații al stângii? Nu, dacă vrei discurs violent, anticorporații, îl vezi la
aur, știi? Da, nu, aur. mai sunt ăștia care o ard în gură cu smash capitalism, comuniștii, da. Comuniștii, care sunt da. O minoritate. Dar leftiștii, adică social-democrația mainstream nu face asta. Nu, eu aș spune că o spune în continuare. Eu aș zice că o spune în continuare, dar e foarte îndărătnică să treacă la fapte. Adică e în genul ăla de, cum îi spune, de la nivel abstract facem, sigur, dar la nivel individual, păi hai să începem cu Bezos. Păi cum Bezos? Bezos are așa. Hai să începem cu Soros. Soros, da, Soros e un filantrop. Hai să începem cu Zuckerberg. Păi da, Zuckerberg, cum? Ni l-a ales pe Biden, adică el ne-a deschis socialismul la putere, știi? Nu, eu nu-i văd făcând nimic. Adică nu există discursul ăla anticorporații, corporațiile care fac. Poate în mediul academic să zici că mai învață și nu ce. Ăia care vituperează sunt comuniști. Deci o mică minoritate comunistă care se ține pe mesajul anticorporații și nu știu ce știi. Dar stânga... De asta, academică, sunt stânga... atrași de Simion, că naționalizările sunt tot din plan, sunt tot din proiectul lor. Sunt? Sunt tot din proiectul cu care sunt ei obișnuiți. Adică de asta ajung acești comuniști dezinteresați să ajungă la Simion. Că... Nu ajung. Ba, eu cred că ăia care aplaudă naționalizările sunt... Sunt comuniști. Mulți. A zice că sunt comuniști. Uite, dacă e un comunist gen Rogozanu, el nu e... Pentru oamenii lui Simion, ca să zic așa. Da, da, da. Vezi, Rogozanu și Stoiciu sunt comuniști, aici se văd. Păi da, da. Ar fi scoși din minți să fie asociați cu... Cu siguranță ar fi scoși din minți, numai că eu spun că followerii lor... Se prind că ăștia sunt doar la cafea, pe când ei alți par să vrea mai multe. Apoi și, și atunci se duc ei dincolo și lasă pe și ei. Și ăștia lui Simion nu mi se pare că sunt comuniști, comuniști, înțelegi? Cred că sunt unii nostalgici, duși cu pluta, o minoritate, și iar alții vor câteva naționalizări punctuale. Adică n-a zice că sunt, uite să fiu caritabil cu ei, nu sunt național-socialiști. Sunt socialiști naționaliști. Asta voiam eu să zic. Vor câteva naționalizări punctuale, știi, dar nu vor... Au și câțiva demenți ceaușiști, cu înainte era mai bine și nu știu ce, dar nu cred că e... Tot înainte. Cred că e media, știi? Dar mie mi așa mi s-a părut, uite, nu mai stau pe Facebook. Da, da, stau pe Twitter și Twitter-ul e destul de progresiv, să-i zicem. Nu, nu găsesc mesaje anticorporații la oameni care știu... Am dat doctorat pe leftini, deci știu ce e la un leftist. Nu, nu există mesaje anticorporații. Mesajele anticorporații apar la... Ori mai fi, dar ne... Naționaliști, ne și, la suveraniști. Ne și ajută algoritmul să ne facem așa. Deci eu n-am văzut, deci am scanat. Nu există mesaje. Și înainte, când eram pe Facebook, nu exista. Ori mesajul ăsta exista, cred că l-avea și Obama, știi? Mesajul ăsta al sânge, anticorporații, Aldi, ocupa Wall Street, una. Bun, și mai e un lucru aici în capitolul ăsta cu Mita. Este cum ar fi ceva de genul reclamă volată sau reclamă non-competitivă. Îi spune el Plagola, caz în care într-un show video, de exemplu, cineva sponsorizează acel show, deci practic cumpără timpul de emisie. Dar în interiorul show-ului, în scenariu, se face, adică plătiți scenaristul să introducă un alt sponsor. Cartea de Rothbard. Așa. Deci un fel de publicitate accidentală, să zicem. Da. Ca prin da. Accident apare o carte acolo pe care trebuie să o vadă lumea, știi? Bine, noi am pus-o deliberat. Nu e fenomenul ăsta, termenul ăsta spaniol. E ce a zis Costel. Înșelătoria este că cineva a cumpărat cu tare serviciu și e viciat, modificat serviciul ăla de adăugarea lucrurilor. N-are voința patronilor. Dacă patronii ziceau mai plasează chestii la... Nu era, era în contract. Nu era nicio încălcare, nu era de dreptul de proprietate. Dar dacă el așa prin inițiativa lui, nu știu, lucrează la antena unui și bagă ceva pe acolo...
să facă reclamă la altceva cu care n-ar fi de acord patronii, da, e corupție. El și de afară. La emite la, dacă primește bani. Următorul concept pe care îl abordează Rothbard este boicotul. Ce înseamnă un boicot? Este o încercare a unor oameni, mai mult sau mai puțin, să îi convingă pe alții să nu mai tranzacționeze cu o entitate juridică, cu o firmă, o companie, o nu știu ce. O persoană. O persoană. Și metodele de a îi convinge pe alții pot să fie de orice fel. Adică pot să fie la fel ca la calomnie, da? Tu poți să spui adevărul despre firma aia, da? De exemplu, folosește făină de gândaci. Sau poți să minți despre firma aia și să spui, pe lângă faptul că folosește făină de gândaș, mai folosește și pastă de bebeluși avortați. De exemplu, sper că asta e o minciună, adică chiar sper că asta e o minciună. Sau nu folosește gândaș din România. Da, și asta, exact. Nu, fix aici eu simt că ai avea o limită în care bine, practic oamenii pot să zică, totuși dacă tu spui că nu știu, nu cumpărați biscuiți cu tare că au o travă, asta mă gândesc că ar putea fi urmărită un pic, că dacă e doar părerea ta și convingi pe oameni, ok, dacă susții așa. Trebuie să poți să dovedești. De ce? Uitați, am acest biscuit. În virtutea cărui drept? Nu știu, zic că dacă aveai o firmă de evaluare și făceai chestii de genul ăsta, nu știu. Așa, dacă aveai o firmă de evaluare, da, ar putea să fie o fraudă. Da. Pentru că ea își cereau fi cât mai fidel realității. Dar dacă tu o scrii pe un blog, tot în jur pe firme și nu știu ce. Da, nu mai beți Coca-Cola, că are lucruri rele. Da. Bine, ok, noroc. Ce face lumea? Adică unde... Dacă nu îi urmărește Coca-Cola pe cei care au zis că au ceva rău, pentru că lumea bea Coca-Cola că așa preferă ei. Dar argumentul e același. Dacă are ceva rău. Argumentul este același ca și la calomnie. Tu ai proprietatea preferințelor tale, știi, care pot fi ciudate, știi, sau convingerilor tale, știi, care pot fi false. Argumentul e același. Singura diferență e între... Că boicotul e mai degrabă cu persoane juridice și că poate fi mai onest, știi? Da, uite, o distinție ar fi că prin boicot aici se înțelege că convingi niște oameni să nu interacționeze cu o entitate. Așa. Dar de multe ori face o alunecare în care în urma unor minciuni se iau acțiuni aparent justificate, pentru că, vezi, noi te aperi. Ne ducem să stricăm fabrica de biscuiți pentru că noi credem că are nu știu ce în ea. Aia ar fi o agresiune. E același lucru cu teroristul. Aia poate fi o agresiune, dar chiar e o agresiune. Tu te aperi că ai făcut un pariu antreprenorial. Ești în proces de apărare. Ai făcut un pariu antreprenorial să spui că cineva te agresează. Da? Dacă eu îți spun, băi, vezi, Costel te sapă, tu te duci la el și tragi una așa preventiv, da? Și Costel nu te sapă, vina e a ta, nu e a mea. Nu, dar situațiile nu sunt... Nu eu l-am pognit. Situațiile nu sunt similare. Tu la terorist aveai niște indicii de agresiune fizică. Aici unul pur și simplu a zis niște vorbe pe un blog. Asta nu e agresiune, știi? La teroristul aveai niște... Nu, omul ăla făcuse ceva, știi? Distincția pe care voiam să o fac iar era... Iar faptul că se pot întâmpla lucruri după, alea sunt agresiune dacă au loc, nu vorbele tale de pe blog. Deci tu, Vali, ai dreptate. Deci dacă tu te duci să strici fabrica de biscuiți și după aia ăia te împușcă, după aia se dovedește că biscuiții erau perfect buni, lucrurile astea sunt complet clare. Eu zic în zilele noastre... Ca să nu mai vorbim de faptul, chiar și dacă erau biscuiții plini cu rahat și cu o travă, da? Atâta vreme cât nu ți băgau cu forța pe gât, nu era o amenințare.
Da, exact. Adică mai e și dimensiunea aia. Da, exact. E, dar în zilele noastre, în stăpânirea asta pe care și-o arogă foarte mulți, asupra lumii, societății, climei, zonelor verzi, whatever, sunt mulți care sunt tolerați să facă tot felul de acțiuni din astea deranjante. Deci, de exemplu, când cineva blochează o șosea, o autostradă, că ei sunt împotriva mașinilor sau nu știu ce, nu interzici discursul ecologic, exact, din cauza asta. Exact, nu interzici. Înțelegi? Reacționezi, da, folosești, da, violența împotriva acelor acțiuni. Se leagă ăia cu lanțurile de proprietate. Da, da, îi bagi mă să știi. Dar nu interziști discursul ecologist pentru că e posibil ca el să ducă la... Nu, dar ce v-am zis, că e tolerată, deci tu ai oameni care blochează o șosea, șoferii se dau jos să-i dea la o parte ca să-și vadă de treabă și să folosească cum au un înțelegere. Da, există și polițiștii risc. Îi opresc pe șoferi că vezi, doamne, să nu-i violenteze pe protestatari. Păi, hello. Păi, da, dar tu ai comite aceeași greșeală dacă spui că n-ai voie să scrii pe un blog împotriva unei firme, că e posibil să ducă unii peste ei. Da. Deci, ca să reluăm cazul pe care l-ai spus tu, Alex, polițiștii îi apără pe protestatari tocmai datorită acelui prost înțeles drept la protest. Exprimare, că, da. Dreptul la exprimare, că așa. Când, de fapt, acolo, singurul lucru care trebuie să ne intereseze este cine este proprietarul acelei bucățele de drum. Problemele în sine decurg din faptul că, unul la mână, drumurile sunt o resursă rară, statul s-a înstăpânit pe drumuri, am mai vorbit despre toate chestiile astea atunci când am discutat Manifestul Libertarian mai în detaliu, episod în colțul din stânga sus. Da? Dar, ca să-l reluăm pe scurt, problema apare din faptul că, unul la mână, drumurile sunt în sine o resursă rară, da? Prin urmare, accesul la o resursă rară trebuie rezolvat de piață liberă prin preț. Dacă statul nu face asta și se substituie el pieței libere și judecă și spânzură după criterii arbitrare, pentru că numai după criterii arbitrare poate să judece și să spânzure, o să creeze conflict. Practic, conflictul dintre conducătorul auto, de care vorbea Alex mai devreme, și amețitul ăla care se leagă cu cabluri de șosea, nu este apărut spontan între ei doi, nu este generat nici de tembelii care împing alarmismul ecologist, ci este generat de stat. Pentru că statul îi opune pe cei doi, unul celuilalt. Asta e cu boicotul. Ca să facem exemplul ăla cu Brutaru, că iar e simplu. Boicotul nu presupune deloc să blochezi intrarea într-un magazin, mecanismele astea în care fizic îngrădești, oprești bunul mers al unei întreprinderi. Alea sunt, evident, fizice, sunt agresive, nu... Dacă tu faci o brutărie mai bună lângă și le spui oamenilor, veniți la brutăria mea că e mai bună, aia nu e un boicot. Este doar niște reclamă, whatever. Dacă eu mă apuc și pun garduri sau pun niște activiști care nu lasă oamenii să intre în magazin, nici asta nu e boicot, e deja o agresiune. That's it. Da, de altfel Rothbard și spune în capitol, se referă exact la chestia asta, mai ales că la vremea respectivă era început să-ți fie moda cu sit-in-urile și cu protestele pașnice în care vin unii și se pun în fund în fața unei instituții și nu te lasă să intri. Dar pare că e pașnic. Pare că e... Dar nu ți-am făcut nimic. Ba da, uite, mi-ai încurcat tambrele astea mele. Ideea e că ei nu fac proteste la ANAF, știi, să vezi... lumea asta care protestează, deci nu o să-i vezi la ANAF și la BNR niciodată. O să-i vezi peste tot, dar nu unde contează. Zic IP. Înainte, mai sunt două lucruri de menționat. Ai zis tu, Costel. Vreau să zic de asta cu brutăria, deci dacă am admite corectitudinea argumentului cu
boicotul de interzicere a boicotului și de interzicerea calomniei, pe același mecanism pot să interzic și prutoria care se pune lângă mine. Pentru că tot așa îmi produce externalități negative, mi-a clienții, mi-afectează proprietatea, îmi scade valoarea proprietății. O Rothbard ar zice nu, pentru că ei au dreptul pe preferințele lor. Dacă ei vor să cumpere de la altă, de la brutăria vecină, se abțin să cumpere de la tine, nu e o agresiune, au dreptul pe preferințele lor. Asta e. Așa cum ziceai tu mai devreme, că imaginea mea pare că o am, așa și brutăria ar putea să zică că îi scade profitul lui. I-a atacat profitul în cazul ăsta. Aha. Da, dar Rothbard zice că tu nu deții valoarea. Că aplice fix același argument. Dacă tu admiți că deții valoarea brutăriei, păi valoarea din ce e format? Din preferințele unor oameni care cheltuiesc niște bani la brutăria ta. Valoarea ta înseamnă tot mințile celorlalți. Deci același argument ca și cu imaginea. Deci dacă tu ai dreptul la valoare, să ai același client chiar să și crească, înseamnă că ai proprietate pe mințile celorlalți. E manifestarea preferințelor demonstrate, preferințele sunt subiective, un zac în mintea oamenilor. Exact. Și tu când ceri prețul corect, exact asta ceri. Deci când statul impune prețul corect, asta se întâmplă. E proprietar pe mințile oamenilor. Pentru că dacă admitem că prețul vine din minți, niște valorizări, prețul corect altul decât ăla care s-ar forma pe piață, înseamnă că statul e proprietar pe mințile oamenilor. Dacă, de exemplu, avem o plafonare prețul și lumea cât de cât, slavă Domnului, în țara asta încă mai înțelege că plafonarea prețurilor e o idee proastă. Cât ori mai înțelege și ei, cât ori mai trăi aia care își aduc aminte de inflația de 90-95 acolo. Dar când clipa în care le spui, păi da, stai că salariul minim pe economie reprezintă tot o plafonare a prețurilor, s-ar rupe filmul. Pentru că e vorba de oameni. Noi zicem nu, e vorba de servicii. A. Da, un preț servicii. Minim, n-ai vrea să plătești mai jos de da. Preț minim. Mai vrei să zici ceva cu boicotul, adineori? Da, că mai discută Rothbard aici și despre boicot și contra-boicot. Faptul că în cumva în Statele Unite, cred, nu știu dacă și în România e același lucru, e ilegal să organizezi contra-boicot. Dacă cineva se apucă să boicoteze ceva și tu începi să îi să te adresezi direct contra ălora, nu e ok. Asta pare că e venită din ideea că să nu existe conflicte fizice, să nu vină și protestatarii pro și contra ca să nu fie dezordine. Uite, socială. El spune în felul următor că boicoturile secundare sunt legitimate chiar dacă în clipa de față, sub legile pieții muncii din Statele Unite, nu sunt legale, sunt scoase în afara legii. Un boicot secundar este, dă el exemplu, atunci când sindicatele încearcă să convingă consumatorii, să convingă clienții să nu mai cumpere de la firmele lor. Deci, practic, dacă să nu mai cumpere de la firme care nu sunt afiliate la sindicat. Deci dacă, de exemplu, ai avea un sindicat al livratorilor din Statele Unite și ei ar vrea să spună, băi, nu mai cumpărați de la Amazon pentru că Amazon își plătește lucrătorii ca pe niște sclavi și îi ține în condiții proaste, și dacă nu mai cumpărați de la Amazon, n-au voie să facă asta în Statele Unite. Cu toată legea și dreptul la liberă exprimare. Pentru că încalcă legile de organizare a forței de muncă. Formulată mult mai generalist, noi zicem că oamenii au voie să încerce să-i convingă pe alții de orice. De orice, cuvinte. Oricând, cu orice mijloace și
știu că asta ultima, nu-ți place ție. Stai, de orice ce mijloace non-agresiv. A, cu minciuna? Pentru că au voie să ieși în minte. A, da. Bine, nu-mi place, dar asta e, ce să fac, îmi place. Uite, acum în boicot am avut cu asta cu plecarea firmelor din Rusia. Aici am avut boicot. Firmele mari boicotate pe Twitter. Să care de acolo. A, sau mai ai boicot asupra, și evident măsurabil, în legătură cu firmele care au folosit oameni ciudați, valori ciudate. De exemplu, Bud Light. Nu? Au pus un personaj controversat ca imaginea firmei lor și oamenii au zis, măi, noi nu achestăm la acesta valoare, nu mai cumpărăm de la voi și le-a scăzut profiturile și valoarea de piață mult. Ca să mai vorbim de acesta fiind cazul cel mai recent, dar au mai existat și altele. Gillette, de exemplu, a fost unul dintre ele. În care toate așa au avut o scădere bruscă de cifră de afaceri. Deci cred că e și prostia multinaționalelor. Că nu captează sensibilitățile astea ale clienților. Deci poate chestiile alea leftiste, da, sunt tari în Germania, în țările nordice. Dar poate în Europa de Est, în Polonia, nu sunt... Da, nu știu, de... Le găsești. Câteodată te întrebi ce-o fi cu ei. De la centru, știi? Te miri, ce-o fi cu ei? Chiar așa slabi ori fi? Adică pe marketing în alte părți sunt buni, vând mult, sunt interesanți și după aia dau cu bâta în baltă. Zici că în țările arabe nu fac asta, că se fac, își fac... Adică acolo știu. Fosta. Da. Dar chiar așa n-ai... Trebuie să plătești sondaje, îți dai seama că românii nu sunt leftiști din nedominant, știi? Adică dacă tu Kaufland folosești, nu știu, chestii LGBT sau nu o să-ți explodeze vânzările, ok. Poate nu o fac pentru vânzare, o fac pentru mișcarea ferestrei Overton. Sunt dispuși să-și ia și prețul. Asta poate fi, da. Deși sunt dispuși să plătească prețul. Bine, dar bine și fereastra aia, ce câștiguri le aduce mai încolo? Că mă tot întreb. Monopol? Monopol când o să se schimbe societatea și după aia o să rămână printre puțini. Când o să fie unitate în gândire și simțiri. Și o să fie cei care au jucat cu puterea. Știi că m-am gândit și eu la chestia asta și am avut o imagine din asta, o viziune apocaliptică asupra unui asemenea viitor în care ai o oligarhie de magazine ca să pară că e... Da. Și ei de fapt sunt mână în mână cu niște sforari de ăștia. Și nici nu-și mai bat capul practic cu profitul. Atunci când că... nu o să mai poți să mai ai credit de la bancă pentru că nu întrunești scorurile ESG, nu o să poți să îți întrunești acele scoruri pentru că costurile sunt mult prea mari ca să le întrunești, da? Păi atunci o să trebuiască să vinzi. Cui o să vinzi? Unuia mai mare care poate să-și permită. Și așa, asta e metoda de double up. Da? Și dacă băncile nu o să mai dea credite fără scoruri ESG la antreprenori, ai rupt și partea în care cu companiile în sine își, cum să spun, nu își pot consolida monopolul, că avem o discuție și pe monopol acolo sus, da? Companiile care nu își pot consolida monopolul datorită competiției. Da? Dacă tu ai blocat competiția pentru că ai blocat finanțarea, pentru că scorurile ESG, care, atenție, vin de la guverne, nu vin de la corporații, nu sunt o chestie inventată de corporații, vin de la niște think tank-uri care le-au vândut ca... Ai putea să și zici că sunt inventate de corporații tocmai ca să se întâmple ce ai zis. Sau așa. Nu e exclus. Desigur, nu e exclus. Adică aveam noi o discuție legată de BlackRock la cafenea săptămâna asta, da. Nu, poate fi și o chestie... Pot fi interese, dar astea sunt nu știu ce. Dar și astea sunt imprudente. Că uite, dacă te uiți la istoria comunismului, nu știu dacă și-au ținut atât de aproape partenerii comerciali, știi? Și-au... Am impresia că au mai și căsăpit, știi? Apoi, cred că, nu știu, poate fi chestia asta idealistă, știi? Că vreau o lume mai bună și astea sunt valorile, știi? Să scăpăm de cald, să nu știu ce. Are un pic legătură și e și în armonie ce am zis mai până acum cu ideile pe care le-a tot spus domnul profesor Paul Algică,
despre comunismul cel nou, care se va institui prin restrângerea opțiunilor. Ei vor încerca să rezolve problema calculațională restrângându-ți opțiunile. Ca să, dacă ai doar dintre trei lucruri de ales, o să zică, păi astăzi îl alegi pe ăla, mâine îl alegi pe ăla, păi mâine îl alegi pe ăla. Și dacă l-ai ales pe ăla în ziua în care n-ai voie, pierzi social credit score. Și rezolvă și planificarea economiei cu ocazia asta. Aici e niște muzică tristă. Aia, horror. Da. A vrut un compozitor de asta mai... Și ca să ne întoarcem la o chestie mai puțin horror, hai să discutăm despre felul în care vede Rothbard în acest capitol, în celălalt. Da. Așa, drepturile de proprietate intelectuală. Costel? Aveți legătură. El e de acord. E parțial de acord cu aceste drepturi. Nu, el de exemplu cu cursa de șoareci. Deci la cărți ar fi de acord, nu? Dacă pui pe... Ar fi cu un contract. Când scrii o carte și mare humanitas acolo pe pagina și tu te angajezi să nu o distribui, să nu o dai mai departe. Deci drepturile de proprietate intelectuală te-ar obliga la chestia asta. O idee că el admite, nu? Dreptul de proprietate spre ideilor, dacă ție ți-a venit ideea la invenția aia, poți prescrie utilizarea ei, adică poți decide, poți cere, nu știu, bani să o folosească alții, poți interzice. Deci ar cam permite drepturi de proprietate intelectuală. Nu știu unde are... Unde deviază de la paradigma drepturi de proprietate, adică ce are el care... De la care nu angajează... De la proprietatea intelectuală? Da, are ceva... Păi am discutat noi că nu... Deci, ca să ai drepturi de proprietate intelectuală, trebuie să poți să restricționezi unor terți folosirea unei asemenea, așa numită resursă rară, această idee, cunoaștere. Și ai putea să ai un contract cu cineva... Te aduc acasă, îți arăt ce am făcut, dar ne-am înțeles înainte, fie în scris, fie altfel, că nu spui altora. Și în cazul cărților ce ai zis tu sau obiecte, ai putea să le cumperi și parte din cumpărare să fie condiționată că nu o dai și altora. Problema pe care o avem aici este că Rothbard zice că și chiar și un terț care nu e parte din contractul ăsta, chiar dacă vede ideea respectivă și o copiază, o reproduce, sau chiar dacă îi vine separat, independent, că dacă ideea lui, asta e scenariul cel mai... E ideea terțului separată, totuși pare că el zice că a avut deja altcineva ideea asta, așa că ne pare rău dreptul... Adică dacă eu descoper apa după Alexandru, tot Alexandru are drepturi de eu, n-am nimic. Da, și ar trebui royalties, așa, deși forever. Deși am făcut-o independent, deci bine, nu... Bine, cred că la apă e puțin mai greu, adică chiar trebuie să fie ceva ce a patentat Alexandru. Apa caldă. Nu, zici că suntem în astea diferite, e o chestie în timp apropiată, să zicem, știi? Dar ideea e că nu, poți demonstra, știi? Poți demonstra că am descoperit-o independent. Dar stai că nu e vorba de asta. Că apa nu e ceva ce poți să descoperi, deci trebuie să fie ceva ce ai produs tu. Da, formula okay, am descoperit formula apei. Stai cu complici prea mult. Așa. Nu, am descoperit formula apei. El o descoperise înainte, eu nu mai am voie să... Asta el decide utilizarea H2O, știi? Eu nu mai am niciun drept, știi? El s-a dus la el tot. Dar tu poți să utilizezi apa în continuare, dar nu poți să utilizezi formula. Da, da. Da, doar formula. Ah, ok. Ok. O chestie proprietate intelectuală, da. E o chestie interesantă. Eu n-am înțeles foarte clar ce are în vedere Rothbard. Acolo el vorbește de niște, nu știu, instrumente
negociate și drepturi care nu pot crește dacă au crescut deja, nu știu, e o chestie ciudată, tradiționalistă, nu înțeleg foarte clar. Păi hai să luăm... Dar ideea e că s-a dat, asta e. Hai ideea, dacă a luat Alexandru, nu mai... Hai să luăm exemplul lui, că poate găsim aici unde e problema, da? Deci spune așa că Cutărescu inventează o capcană de șoareci, da? Și practic el spune așa că dacă dă capcana și pune pe ea copyright și dacă dă, adică pune o ștampilă pe fiecare capcană pe care o face că e copyrighted de Cutărescu, bun. Și îl vinde lui Alăltărescu și Alăltărescu zice, ok, am luat-o, o folosesc, nu știu ce, el n-are voie, deci o vinde condiționat. Acel copyright înseamnă așa, nu ai voie să o vinzi mai departe și nu ai voie să o copiezi și să produci altele la fel ca asta. Și ăla e de acord, da? Dar vine la el un altul, nu? Am rămas fără nume, da? Vine o terța persoană, Terțulescu, da? În vizită și vede capcana asta de șoareci și Terțulescu se prinde cum e făcută și se duce acasă și își face și el una. E, Rothbard spune că Terțulescu în acest caz este violator al copyright-ului lui Cutărescu. De ce? Zice el, pentru că nu poți să obții un drept de proprietate mai mare decât cel care a fost transferat în mod legitim. Cam asta încercam și eu să zic. Deși eu aveam în vedere la ăsta al treilea, la care îți recrează independent. În scenariul tău ăla n-a recreat independent, că doar s-a uitat peste gar și a văzut cum e făcut o chestie. Da, numai că în accepțiunea clasică... Dar ideea e că și aici, nu? El zice că nu... El zice că n-are voie, da. Și în accepțiunea clasică libertariană, care e împotriva drepturilor de proprietate intelectuală, acest Terțulescu are tot dreptul să facă ce vrea, mai ales prin prisma faptului că el nu are un contract specific cu Cutărescu, da? Ba chiar mai mult, eu aș spune altceva. Dacă contractul dintre Cutărescu și Alăltărescu presupune că atunci când Alăltărescu se răzgândește să-i dea capcana înapoi, în clipa în care nu mai există un contract între ei, dacă Alăltărescu se pricepe și recrează capcana din minte, iarăși aș spune că nu este nicio violare a proprietății, pentru că el a returnat proprietatea, a încheiat contractul și problema ar fi în felul următor, că dacă tu continui cu a-ți impune dreptul de copyright în acest fel față de oameni cu care nu mai ai un contract, da? Rothbard nu e consecvent cu însăși poziția pe care se bazează întregul capitol, că nu ești proprietar pe mințile altora. Da, asta mi se pare și mie că e inconsecvent, că despre ce vorbim? Vorbim despre drepturi de proprietate. Ca să oprești pe cineva să facă un lucru, ar trebui, nu asta e poziția libertariană curentă a lui Kinsella, de exemplu, ca să, eu să n-am voie să predonez o melodie sau să fac un lucru pe care l-am văzut sau l-am gândit, treaba mea, ar însemna că altcineva e proprietar pe niște părți din corpul meu și să-mi îngrădească acțiunea care nu e agresivă. Nu poți să folosești doar că se numește proprietate intelectuală. Nu înseamnă că ăsta e un drept legitim. Da? Nu. E un drept care nu se susține ca ăla asupra lucrurilor fizice, corpul, obiecte. Este un drept inventat de stat. Dacă acest drept
ca în exemplele discutate de voi deja. Dacă cineva face un contract între părți, ăla este o clauză într-un contract. Da? Nu e un drept generalizat. Nu e legitim ca statul să pătărască arbitrar niște ani în care un patent e valabil, după aia nu mai e valabil. De ce 17, cum ai mai zis și tu, Vali? De ce 17 și nu 18 ani? Da, ca să nu mai vorbim de faptul că putem să-l aducem înapoi la exemplu, din, lăsând statul la o parte și doar privind poziția rotbardiană. Putem să aducem exemplu înapoi la ce discutam mai devreme un pic. Dacă cineva se plimbă pe lângă curtea ta și tu ți-ai lăsat gardul jos și ai pus aceste fantastice capcane pe grădină, el doar stă acolo lângă gard și se uită la ele și zice, oh, ce interesant arată, da, parcă înțeleg și eu conceptul, nu știu, și pac, îi apare ideea în cap, da, o înțelege, păi, ăla nu e niciun contract cu tine, nu poți să spui că și-a luat proprietatea împotriva copyright-ului tău, pentru că tu n-ai avut niciun contract cu el, nu ai avut niciun fel de interzice să... Bine, de fapt problema asta e că tu poți să interzici revânzarea proprietății fizice, poți să interzici partea contractului, poți să interzici reconstrucția pe măsura... pe reconstrucția și retro da. Cum îi spune în română, să-ți dai seama din ce e făcut, să-ți dai seama cum e făcut, să-l analiza, da, și descompunerea obiectului în sine, da, tu poți să le interzici în cadrul contractului pe măsură ce contractul e valid, dar în clipa în care contractul este renunțat nu mai poți să le mai interzici după. Atât mai puțin nu poți să le interzici uneia care nu are niciun contract cu tine. Te-a zis cele două argumente, cel al lui Kinsella, al contractului, care uite se pare că apare și la Rothbard, adică ai un contract și așa te obligi să nu folosești. O să folosești chestia aia cu permisiunea mea în anumite condiții. Deci argumentul ăsta că nu angajează terți, dacă eu downloadez niște filme de pe Pirate Bay, eu nu sunt de vine că eu n-am semnat cu ea, zim, o firmă de... Universal. Deci agresorul e cel care le-a pus, care a pus torenții. El a... Sau cel care a avut un contract cu ei să nu facă asta și a făcut. A făcut Da, exact. A făcut o breșă, dar eu ca ters n-aș fi angajat. A zis și Alexa... Nu, de fapt și Vali a zis argumentul lui... Cred că le-ai zis tu, ala lui Hope, că îmi controlezi dacă eu reiau o melodie a lui Michael Jackson... Alex a fost. Folosesc argumentul controlului minților sau în limbii, știi, cu stai puțin, n-am voie să-mi folosesc limba să cânt Billie Jean, păi nu știu eu proprietar asupra limbii, de ce nu pot să folosesc și în sensul ăsta. Cam asta ar fi, cred, argumentele, nu? Al Kinsella, de ce? Al contractului și care mai e? Și asta cu... Dar asta apărea la Hope mai degrabă decât... Adică e importat. De acolo l-am auzit eu. Grabă e importat. Argumentul pro-IP ar fi, depinde, mie mi se pare că totul se tranșează pe proprietatea asupra ideilor. Dacă admitem proprietatea asupra ideilor, nici nu ai nevoie de contract. Adică ca și la obiecte fizice, dacă o bicicletă e a ta, când cineva îți folosește o idee fără consimțământ e un agresor. Dacă ne gândim la cum analizează Rothbard problemele pe aici, uite că nu avem proprietate doar pe chestii fizice. Tot capitolul e despre minți, despre celelalte minți, despre obiecte din minți, despre obiecte. Dacă ne gândim la definiția agresiunii, care e entitatea capitală? Voința. Voința poate fi de acord cu o chestie sau poate să nu fie de acord. De ce? Entitatea asta mentală e capitală, deci proprietatea asupra voinței. Nu știu ce mai avea specific. Deci nu vă aduceți aminte, nu la Kinsella. Deci era asta contractul și parcă mai avea ceva. Folosirea, da. Ăla era. Da, nu era altul, nu era altul. Deci tu zici că dacă cineva are o idee
distinctă, da, care poate fi identificată, nu știu, să zicem că eu inventez un cuvânt. Așa, asta cu cușca. Da. Sau și un cuvânt. Știi? Să zicem că eu inventez un cuvânt, să zic, nu mai folosesc nimeni cuvântul ăsta. Se pare că ar fi valabil un fel de drept pe care l-aș avea asupra, adică altcineva l-a auzit. Eu ar trebui în mod ciudat, robotic, așa, de fiecare dată când folosesc cuvântul, să și zic să nu mai folosească nimeni cuvântul ăsta. Nu cum trebuie să zici slăvit fie numele când zici ceva anume. Aici eu ar trebui să zic, nu știu, să înforseze, inventăm verbul a înforsa. Și să nu-l mai folosească nimeni, numai eu l-am voie să-l folosesc. Mi se pare, uite, mai discutam cu Vali, că totul depinde de proprietatea asupra ideilor, dacă admitem asta. Sac, am terminat cu poziția anti-IP. Sac, am terminat, pentru că tu nu poți spune că, păi da, n-am voie să-mi folosesc limba și eu pot să spun, ba da, folosește-ți limba, dar nu... Nu ideea. Când Smitty Jean, știi? Eu decid utilizarea, eu am copyright pe chestia aia. Nu mai contează contractul. Mai contează contractul. Furatul unei biciclete, furt. Chiar dacă noi n-am făcut un contract. Deci noi ziceam că e furt, nu cred că la proprietarul bicicletei. Deci totul... Un alt argument auzit la Kinsella... Nemulțumirea mea e, nu știu, eu aștept argumente mai bune din tabăra... Cealaltă, din tabăra Kinsella. Un alt argument de la Kinsella era că... Nu, uite, a venit o secundă. Hai, cere și ți se va da. Un alt argument era că, dar sună utilitarist, că nu e o resursă rară. Dacă eu pot să folosesc în continuare, nu știu, o formulă matematică, pot să o folosesc și alți 1000 de oameni, nu mi încurcă. Și asta. Cred că așa și începe, nu? Cred că da. Problema cu argumentul ăsta utilitarist al reducerii conflictelor, știi? Că asta face... Când abandonăm drepturile de proprietate, nu mai ne castrează, știi? Ne înțelegem, nu ne mai certăm, știi? Nu ne mai... Poți gândi și invers, că alea îți fac pace, așa cum îți fac pace la bunurile materiale, îți fac pace și la bunurile intelectuale. Ce s-ar putea fi un răspuns? Așa cum discuți pe avantaje, știi? Avantaje și dezavantaje și vin studii empirice că, uite, renunțându-se la... E mai bun IP-ul, da, deci hai să-l ținem. Apoi vine ăla, cum se numea, nord, ăla cu instituțiile. Uite, faptul că au avut patente i-a ajutat să nu știu. O discuție empirică. Aș fi mai interesat de rezolvarea problemei în planul ăsta etic, știi? Etic. Da. Să arăți de ce ideile nu... De ce nu e drept să deții idei? Adică, uite, ai putea să asimilezi chestia asta, să zicem, tu scrii dacă o carte... Dacă ne gândim la Rothbard, agresiunea nu e... De ce el vorbește aici de proprietatea asupra voinței? Libertarianism, nu știu. Asupra minții, deci n-are o problemă cu asta, știi? Uite, să zicem că eu iau un fișier Word cu niște articole scrise de tine, fac o carte frumoasă, incursiuni turboliberale, Alexandru Chiriac. Și o scot să vând bine. Vinde cât să vinde. O să fie tot galbenă? Nu, o să fie neagră cu galben, nu o să fie galben cu negru. Ceva creativ, nou. Și exact, și ai putea să te gândești că se întâmplă aici o nedreptate, dar nu mi-e clar dacă e o încălcare a proprietății. Adică poate să fie înșelarea clienților. Zic că am scris-o eu și n-am scris-o eu. Nu știu, înșelarea editurii care... Tot așa e păcălită. Da, dacă n-ai avut contracte cu editura, n-ai păcălit pe nimeni, că tu n-ai avut contract cu Mises, știi, unde a apărut cartea, te obligi că tu nu, o scoți pur și simplu, deci n-ai. Apoi poți spune cititorilor că aia sunt incursiunile mele, știi? Nu sunt. Poți să spui că nu mai e fraudă, știi? Nu știu, mă gândesc că de multe ori oamenii țin la lucruri autentice. Într-o categorie. Da, de... nu, îi doare, îi doare. De multe ori. De fapt, îi doare că problema în sine la acest caz pe care l-ai spune tu, din punctul de vedere al unei lumi care crede în drepturile la proprietate,
este că banii, când ajung bani la Costel, nu atât că nu atât că ajung la tine, cât că n-ajung bani, măcar o parte dintre ei, convențional determinată, whatever, da, că n-ajung la Costel. Mă gândesc la situația aia în care tu vinzi șepci pe care scrie, le fac eu și scriu pe ele Adidas, Nike, și lumea știe că sunt false și vine și le cumpără, că sunt ieftine, whatever, calitativ sunt cum sunt, ei sunt mulțumiți și îi interesează să scrie cu tare sau nu îi interesează. Deci ai tot felul de variante. Și astăzi e interzis să faci chestia asta pentru că nu știu care e susținerea legală de astăzi, că, vezi, Doamne... Marca înregistrată. Marca înregistrată, da. Nu ai voie să folosești în activități deci comerciale. Deci un drept al producătorului. Firmei, al firmei. Nu e dreptul clienților de a nu fi păcăliți. Da, 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 al firmei. Interesant. Bine, păi și la cartea asta? Dacă oamenii vor să... Am citit incursiuni turboliberale Alexandru. Păi nu, vezi că nu le-a scris Alexandru, le-a scris Costel. Păi și Costel a mai scris și alte chestii interesante? Da, ia vezi. Vedeți pe site. Ideea e că, uite, argumentul din spatele proprietății... Copiază cineva un site întreg. Intelectuale de astăzi, da, cu mărcile înregistrate, este... Practic același argument pe care l-am văzut un pic mai devreme în defăimarea unei brutării. Da? Ei spun că tu, de fapt, făcând aceste șepci pe care scrie Adidas, da? Sau Nike sau whatever, da? Tu furi din cota de piață, furi din valoarea la care are dreptul firma respectivă. De? Practic asta e, de fapt, argumentul. Deci... E oarecum similar. De asta, furi dintr-o potențialitate. De asta zic că, ei n-au vândut încă. Zic că se încurcă. Nu, răspunsul meu e că tu îmi folosești ideea, știi? Tu zici, îmi folosești mintea. Mi-a interzis să-mi folosesc mintea și eu zic, nu, tu îmi folosești ideea. Da, dar nu înțeleg încă, cum să spun, nu înțeleg încă toate implicațiile pe care le ai atunci când spui există proprietatea asupra ideilor. Din punctul meu de vedere, proprietatea în sine este pur materialistă. Nu... Bine, aici, stai, știi că e locul unde noi diferim complet. Da? Tu spui, ai proprietate pe voință, eu zic, nu, tu ești voință. Mm. Tu spui, ai proprietate pe minte, zic, nu, tu ești mintea respectivă. Și atunci eu nu mai am nevoie de proprietate pe nimic imaterial. Bine, fix ca punct de mijloc în discuția asta, vreau să apuc să zic că mi se pare că e o problemă grea, nu știm din ce-i făcută conștiința, unde începe, unde se termină persoana, trebuie să mai cercetăm, mai așteptăm să se mai descopere lucruri și la un moment dat o să știm mai multe. Adică mie nu-mi vine să zic că una dintre părți din discuția asta are avea anume dreptate. Adică poți să ai chestii practice, zici, uite, dacă o joci pe asta, e mai util sau... Dar nu poți să zici așa e, pentru că s-ar putea să nu știm multe lucruri, nu? Ca în situația aia în care cineva a descoperit niște efecte și a dat vina pe niște fluide, dar după aia s-a dovedit că erau particule după ce a mai avansat cunoașterea fizică. După aia a mai avansat cunoașterea fizică și din nou a început să aibă sens teoria undelor. Ia. Yeah. Mă rog, deci ideea ar fi că ai vrea ca să lămurești un obiect de drept, să-l numim, ar trebui să fie definit. Cumva să zici, mă, uite, am un pahar care are dimensiuni, proprietăți, niște chestii. Incursiuni turboliberale. Nu, dar e suficient de definit? Nu, exact. Ideea care ar fi să scrii cartea și să te duci la un fel de această parte de o agenție de înregistrări și să zici, am scris această carte eu. Știi care e diferența în argumentul minților? Că atunci când eu îl calomniam pe Dragnea, eu nu folosesc nimic din ceea lui. Eu când boicotam Mega, nu foloseam nimic din ceea lor.
când Alexandru folosește incursiuni turboliberale, folosește ceva ce e al meu. Asta ar fi diferența. Nu, folosește ceva ce e al meu, am cumpărat-o. Dacă admitem proprietatea asupra, asta ar fi diferența, știi, la argumentul minților. Eu chiar am avut situația asta sub ochii mei. În amfiteatru la facultate, profesorul s-a uitat în jos pe rândul din față pe bancă și a întrebat, măi, aia e cartea mea? Scrisă de, dacă era scrisă de el. Și studentul a zis, nu, e cartea mea. Exact ce ai zis tu, păi am cumpărat-o. Da, deci asta ar fi asimetria, știi, în folosirea acest argument, care eu așa țin minte că apare la Hoppe. Când folosesc corzile și tu ăsta cu IP, mă, ești intruziv, știi? În boicot și în calomnie nu folosesc proprietatea altuia. Fie că înjur, indiferent ce fac. În timp ce dacă admiți proprietatea asupra ideilor, faci asta. Asta ar fi diferența. Hai să încercăm să... Deci, dacă... deci nu poți contracara să zici, păi stai puțin că limba asta e mea. Ok, limba e a ta. Melodia e mea. Deci dacă tu ai în timp ce eu când atac Mega, nu folosesc nimic al Mega. Corect. Eu când zic ba da, au niște porcării. Folosești numele. Da, numele. Adică asta am da, ce ai zis tu mai deci devreme. Da, am adus eu argumentul ăsta, deci nu. Exact. Auzi, deci dacă să zicem tu ți înscrii cartea, înscrii cartea la oficiul de whatever, invenții. E o chestie inventată. Păi oricum e un conținut inventat, nu există înainte. Că are copyright astăzi. Nu e astăzi la, are copyright. Nu e la oficiu de patente, nu. E la oficiu de copyright. Altceva. Da. Da. Nu, dar mă gândeam în lumea... ISBN-ul ăla. Da, da. Dar mă gândesc în lumea liberă de care mai vorbim. Deci l-ai înscrie undeva și îi zice asta am inventat-o eu și după aia Alexandru o printează cu numele lui, îl urmărești pe Alexandru pentru că, adică cine ar trebui să-l urmărească, agenția aia sau tu în privat sau... Contează mai puțin asta, știi? Da, ok, contează mai puțin, e adevărat. O agresiune sau... Adică ar fi o formă de înșelare a clienților, practic, ca și cum ai pune Coca-Cola și vinzi altceva, tu ești Coca-Cola, tu nu ești Coca-Cola. Poți să-ți zici... Da, poți să le spui asta. Cola-Cola, treaba poți ta. Poți să le spui. Uite, un argument al lui Vali la aia cu vânzarea ăla cu alea paralizat care își vindea serviciile de șovaci, el putea să spună, știi? Vezi că eu nu pot să conduc. Înțelegi? Nu mai avea nicio fraudă, pentru că el îți spune din tipul contractului. Nu pot. Poate să fac asta? Cum să nu? Să zicem, dacă el se vindecă în 3-4 ani, cumpărătorul poate decide să nu conducă. De ce? Pentru că e proprietar pe drepturile de șofaj ale ăstuia paralizat. Deci nu trebuie să ai fraudă neapărat. Eu trebuie să ajungă, deci poziția asta care eu zic, eu trebuie să ajungă la Kinsella, știi, să vină cu altceva. Mie mi se pare că el insistă prea mult pe... asta cu rezolvarea conflict, care suntem de acord, deci e da, neproblematic, da. Rezolvăm conflict. Dar nu sunt argumente zis, conflicte etice. Rezolvăm și invers, știi? Deci da, nu sunt argumente etice, da. Da? Da, dar astea sunt folosite în continuare. Uite, argumentul cu mințile. Ți-am zis, poți răspunde la el că nu... că tu ești agresor folosindu-mi ceva care e al meu. Dacă admitem proprietatea asupra ideilor, știi? Dacă... ideea e că nici nu putem să respingem asta. Deci dacă noi admitem proprietatea asupra voinței, și ca să admitem proprietatea asupra voinței, e irelevantă disputa da. Metafizică, știi, dualism, materialism. Și eu și tu credem în proprietatea asupra voinței. Înțelegi? Credem că un om are drept asupra voinței. Dar ideea e să vină cu ceva mai bun. Pe partea etică, pe partea etică. Uite, până ajungem la ceva mai bun, hai să mai discutăm despre ceva ce am uitat. Să discutăm în capitolul ăsta problema șantajului. Ah, da, tare. Ah, super. Tare. Da. Rothbard chiar reia în integral un citat din Bloch. Walter. Pentru punctul ăsta de șantaj. Ce este șantajul? Șantajul este, de fapt, oferta unui schimb, oferta de a schimba ceva, de obicei
liniște tăcere. Și pace, tăcere, da? Pentru un alt bun, de obicei, bani. Dacă oferta șantajistului este acceptată, atunci șantajistul tace și șantajatul plătește banii respectivi, ca în orice schimb. Tăcerea e de aur. Și ideea de bază aici care ar fi că poți foarte bine să ai o piață, un argument tare, o piață a secretelor contrabani, tăcere contrabani, tăcerea în privința unor secrete. Și îmi place argumentul pus în capitolul ăsta că acum când e ilegal să ai o piață de șantaj, soluția este să nu poți să faci niciun schimb sau pur și simplu să te apuci să fii slobod la gură. Zice, nu e haios, măcar așa ai șansa să fii șantajat și să cumperi tăcerea ăluia, altfel iese secretul. Da, ideea pe care o spune Bloch e exact asta. Presupunem că ai un secret despre care nu vrei să se afle și l-a aflat cineva. În cazul de față, ce faci? Îl împuși pe ăla, n-ai ce să-i faci, da? Sau se află, da? În cazul în care șantajul ar fi legal, ai niște bani și tace. Bineînțeles, el poate să răzgândească oricând sau să spună, păi ia, că acum parcă mi se pare că valorează mai mult și așa. Da, ok. Nu, dar vreau să vă întreb o chestie obraznică. Dacă e un secret doar imoral, nu fără lucruri, nu cu lucruri agresive. Dacă eu mă duc cu acel lucru secret imoral și îl înscriu la agenția de așa, atunci dintr-o dată oricine îl află, nu poate să-l folosească. Nu poate să mă mai șantajeze că l-am înscris. Da, ideea e că oricum tu ai, ești cam monopolist pe acolo, că doar tu știi chestia aia. În general, păi da, da, știi, dacă mai știu 1000 de oameni, dacă te apuci și îl înscrii, da? Sigur, da. Oricine află. Da, nu mai ești. Ți-ai crescut tu singur, ți-ai crescut competiția, știi? Poate aia care află de la Osim și de la vișea la coadă, știi, să ceară bani, știi? Dar care era argumentul? Sunt două argumente, nu? Unul etic, în schimb de informații versus bani și că nu e nicio agresiune implicată. Bloch mai face câteodată distinția între șantaj și extorcare. Extorcare ar fi aia cu răpești și ameninți că... Ce face statul cu taxele? Deci ca la o răpire, nu? Adică răpești un copil și... În șantaj nu ai ceva de genul ăsta. În șantaj, într-adevăr, ameninți că divulgi secretul, dar nu e o agresie. Bine, vezi folosirea cuvântului ameninți. De fapt, tu oferi tăcerea ta. Nu e amenințare în sens de agresiune, da, corect, libertariană, exact. Știi, amenințare cu inițierea violenței, pentru că tu nu inițiezi violența. Tu doar deschizi gura, dacă nu... Uf, da. Și ar fi argumentul economic de care vorbea Alexandru, că poate omul ăla preferă să, uite, Rothbard se ia de poziția lui Nozick, care spunea că nu e productiv șantajul. N-ar fi productiv. Și Rothbard zice, ba nu, e productiv. Ăla nu vrea să se afle. E posibil să-l distrugă. Deci dacă se află chestia aia... Și el o analizează economic și foarte simplu. Zice, dacă pentru tine secretul e mai valoros, tăcerea, neaflarea secretului, dacă secretul e mai valoros decât cu tare sumă de bani, atunci o să plătești suma aia de bani. Dacă nu... E atât de valoros, deci nu te interesează dacă iese secretul. Uite, Bloch are și chestia asta cinică, știi? Că e mai uman șantajistul decât bârfitorul. Bârfitorul exact. Se distruge exact. Pur și simplu, pe gratis. Exact. În timp ce șantajistul e un om cu onoare, știi? El... Da, măcar... Da, îți dă o șansă să scapi. În timp ce bârfitorul o dă... Se comportă respectuos. O dă pe radio șansă, s-a ales praful de tine. În timp ce șantajistul, nu. Îi dă o sumă de bani și nu spune secret. Bine, problema de unde apare lipsa asta de
înțelegere, de ce nu e toată lumea, nu reușește toată lumea să înțeleagă aceeași paradigmă economică, este pentru că ei compară situația în care ei consideră, iarăși, presupun că pleacă de la ideea de drept la viață privată. Și nu există așa ceva. Adică ei consideră că tu ai un drept pe gratis să nu se afle această informație. Și de asta se oftică că tu cum, băi, el cere bani pentru ceva ce ar trebui să fie al meu gratis. Băi, ok, nu e nimic gratis pe lumea asta. Asta e o chestie morală și încearcă să o legifereze, asta e ideea. Da, da. Și din punct de vedere economic, da, este o preferință demonstrată că omul ăla are de câștigat mai mult dacă dă banii decât banii respectivi. Da, faptul că eu dau banii pe un serviciu, oricare ar fi acel serviciu, înseamnă că prefer acel serviciu mai mult decât banii ăia. Sigur, dacă prefer acel serviciu mai mult decât banii ăia, legea tranzitivității în matematică îmi spune că aș prefera acel serviciu și mai mult pe gratis decât pe banii ăia. Dar asta nu înseamnă că e de ajuns pentru ca să dăm o lege. Nu e chestia asta morală, că e clar că e chestie sensibilă să sinucid persoana șantajată, știi, sau e o chestie rea, știi, deci nu. Bine, înțeleg. Te gândești că poți șantaja și oameni răi. Șantajul poate fi gândit și altfel. Nu? Ți secrete despre oameni răi. Da, dilema mea legată de IP în continuare este că dacă poți să-i dai o formă, ai putea să ai o pretenție de lucru separat. Dar dacă îmi zici idei atât de vag, de unde începe, unde se termină ideea? Deci dacă ai o carte, e clar, e un produs finit. Dacă faci un pahar, o mașină, o masă, plus că mi se pare că de multe ori alunecarea, de asta se supără Kinsella, de multe ori alunecarea este de la un obiect la o categorie. Nu? Și ai o, zici, eu am făcut acest obiect care e de înălțimea asta și e ca să punem obiecte să nu ne aplicăm. Eu o să-i zic o masă, nu mai are voie să facă nimeni mese. Băi, lasă-ne! Asta e alunecarea de multe ori. Păi când dacă faci un produs clar definibil, se pare că nu e așa problematic. Da, tu poți să zici, ăsta chiar e al meu. Problema apare după aia când chiar este copiat de oameni, chit că încalcă contractul sau l-au găsit pe stradă, copiază chestia aia, capcana de șoareci tradițională, ba poate o fac mai bună, de aia zic de categorie. Păi nu, că eu am inventat capcana de șoareci, eu am făcut o chestie mai dibace care doar ca funcție e o capcană de șoareci, dar nu mai are arc și nu știu, îi atrage și încălzește și mâncare, soare. Da. Da, le face și masaj. Mă rog. Da, eu zic că sunt întrebări legitime, dar ele fac totuși o concesie serioasă taberei celelalte. Trebuie văzut de la caz la caz. Deci mi se pare că una e empiric. Tu poți să ideea de masă de mâine să pui patent. Păi nu prea poți, că nu poți demonstra empiric că tu ai făcut masa, știi? Altă chestie e că tu convențional, știi, decidem principiile alea. Dar mi se pare că, în esență, dacă accepti proprietatea asupra ideilor, ai pierdut bătălia. Discuția e doar una empirică, convențională, ce considerăm, ce... Urmei, mi se pare că poziția lui Kinsella era mult mai puternică. Era de respingere, pur și simplu. Uite, eu aș pune o întrebare apropo de asta. În artă, la tablouri și alte asemenea chestii, există proprietate intelectuală sau nu există proprietate intelectuală astăzi? Dar zici că nu există. Uite, mă refer la arta clasică, da, nu la oamenii care sunt încă în viață, da? Da, atunci când ne gândim la artă, chestii de-astea, Mona Lisa, Screaming Man, Van Gogh, Rembrandt și așa mai departe. Ei nu sunt cu IP-ul după ei.
Da? Bine, dacă îmi joci IP-ul cu X ani, să zici că au expirat. Ai putea să zici, spunea cineva, uite, nu mai aveam arhiv.org dacă funcționa IP-ul, știi, nu mai... Ah, profesor Solcan. Deci dacă aveai IP-ul, nu mai aveai tu cărțile alea. Eu zic că așa, că astăzi e perfect legal să te apuci să pictezi o Mona Lisa, da? Care nu e aia lui Leonardo. Da? Dar tu te apuci și o pictezi, reproduci tabloul în sine. Îl pictezi, poți fie și în același stil și nu știu ce. Problema apare doar dacă vrei să-l vinzi pretinzând că e Mona Lisa efectivă. Aia, pentru că aia, e, pentru da. Că aia ar fi o fraudă. Dar nu e o problemă de proprietate intelectuală. Nu e o problemă. Tu poți să vinzi, vorba aia, se vând 700 de miliarde de brelocuri probabil pe zi cu fața Mona Lisa. Ok, am exagerat un pic. Da? Și nu plânge nimeni că nu se duce cotă parte care trebuie la Leonardo sau la moștenitorii lui. Plus că dacă îl numești, uite un alt argument, dacă îl numești drept de proprietate, dreptul de proprietate normal, ăsta legitim despre care vorbim non-stop, e, nu expiră. Făcând ăsta, dacă e un drept de proprietate intelectuală, dintr-o dată expiră, păi hotărâți-vă cum... Deci, ca să nu mai vorbim de faptul că dreptul, ca să ai dreptul de proprietate intelectuală, îți rezultă din chestia asta și o chestie foarte bizară care se numește domeniu public. Da? Unde cumva noi am putea să-i spunem natural, dar e privită ca o proprietate la comun. Și tocmai de ce e privită ca o proprietate la comun și nu e privită ca o stare de natură? Pentru că e o sursă infinită acolo. Oricine poate să facă ce vrea cu orice proprietate intelectuală care a căzut în domeniul public. Oricine poate să facă orice vrea și făcând acel orice vrea, nu diminuează niciun fel resursa existentă. Uite, argumentul pro-IP de cele mai multe ori este că stimulează creatorii să facă lucruri noi pentru că o să beneficieze de pe urma lor. Și un contraargument este că foarte multe lucruri folositoare care au fost, mă rog, descoperite sau inventate de-a lungul istoriei au avut stimulentul ăsta în spate și oamenii au știut să-și facă beneficii în urma lor sau pur și simplu altul a fost interesul. De exemplu, dacă ciudățenia, pericolul moral la în a avea legi din astea, mi se pare că este că tu dacă inventezi un lucru și nu-l patentezi, să găsesc unii să-l copieze și să-l patenteze. Lucru care, ok, astăzi cred că s-a rezolvat un pic cu Creative Commons. Nu, spui și tu. Uite, unul vrea să facă mișto, dar dăduse-mi un share pe Fake Duda Kinsella, cred, la Against Intellectual Property, cartea lui clasică deja pe proprietate intelectuală. Observă un dascăl sociolog cunoscut, stai puțin că pe pagina 3 e aia cu copyright. Ori Mises Institut pusese chestia asta tocmai că să se protejeze, știi, să nu ia alții, știi. Asta e răspunsul, știi. Bine, și Kinsella mai e, fiind avocat de patente, de fapt, știe foarte bine domeniul și atunci zice că ai o grămadă de lucruri care nu sunt executate, sunt doar idei înregistrate și după aia când cineva are nevoie să facă un lucru și îl reinventează pentru că ajung să se lovească de el, după aia sunt la mâna acestor troli de patente care cărora trebuie să le plătească tot felul de da, rente. Bine, dar asta nu e un argument etic. De efect, așa, dar nu...
Nu e un argument etic. Nu e etic, nu. Faptul că există un sistem și sistemul ăsta poate fi folosit etic, atât pentru etic rău cât și pentru bine, nu e un argument împotriva sistemului. Ai putea să zici că e etic că nu avea treabă statul să bage să facă chestia. Păi asta e, păi asta e partea asta a doua, dar n-are legătură cu trolii care folosesc sistemul în feluri în care nu a fost desemnat să fie folosit. Da, asta e doar o descriere a mecanismelor post ilegitimitate. E un efect, făcută de e un stat, efect da. Nedorit al sistemului. Da, da. Yes, yes. Știți că nu mai vorbim despre stat, deci dacă suntem libertarieni maximaliști, dacă are sens pleonasmul ăsta, nu mai vorbim despre stat. E clar, clar că statul e organizație mafiotă, nu are nicio legitimitate. Noi discutăm ce reguli sunt valide. Deci considerăm că statul e clar că nu e legitim, știi? Noi nu mai stăm la fiecare intrigă și ceartă pe care o avem, să mai reintroducem statul. Nu, asta e rezolvată, știi? Noi discutăm doar legile valide în acord cu principiul non-agresiunii, știi? E drept să existe drept de proprietate intelectuală, deci, sau nu? Deci noi nu mai discutăm de stat. Statul e clar. Deci eu cred că, uite, cum avem argumentul ăsta în o grămadă de alte situații în care cum o să fie lumea liberă fără stat? Păi, sunt o să fie liberă încât o să aibă 1000 de soluții. Noi nu știm care e soluția. Oamenii care o să vrea să-și păstreze... Hobbes, cum va fi? Scurtă, cum era? Brutală? Nasty, brutish and short. Te gândești că... Deci cine vrea rezolvarea problemei suprapopulării planetei... Să adopte libertarianismul. Nu, cine avea albumul ăla, Keep It Tribal? Mai știu cine. Ideea este că nu știi în lipsa legilor impuse astăzi de stat, nu știi ce soluții o să-și găsească oamenii pentru a fi mulțumiți cu împărtășirea ideilor lor. Nu? Adică acum ai o soluție. Sau, în fine, o categorie de soluții care sunt limitate, hotărâte de stat, trebuie să faci cu tare, cu tare. Nu intrăm în dacă e cu hățiș sau nu. Dar ai un set mic. Când într-o lume liberă, ai putea să faci tot felul de altfel de contracte cu clauze, fără clauze. Dacă cineva chiar ar vrea să nu se afle un lucru, poate că ar inventa niște lucruri. Nu cum ai cheia privată astăzi. Nu ar inventa niște mecanisme prin care nu s-ar descuia accesul la ceva decât cu chei private. Maybe. Maybe. We don't know. Voi ce părere aveți? Ne scrieți jos în comentarii dacă sunteți pentru proprietatea intelectuală în forma în care este ea astăzi sau împotriva ei. De asemenea, vă rugăm să ne scrieți jos în comentarii dacă există proprietate asupra ideilor sau nu. Pentru Costel Stăvărache, Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, vă mulțumim pentru atenție și răbdare. Nu ne-a ieșit episodul cel mai scurt, asta e clar, dar vă urăm libertate, că e mai bună decât toate.